a revenit din Italia după 20 de ani locuiți acolo ca să-și găsească o soție moldoveancă, să facă copii moldoveni și, moldoveni, și să trăiască o viață în Republica Moldova. Da. Cum ți s-a părut Moldova? S-a schimbat tot, hainele, moda, atitudinea chiar, e altă țară. S-a creat, de fapt, o oarecare despărțire între diaspora și moldovenii de aici. Cu ce se ocupă moldovenii în Italia și cât câștigă? Să fiu foarte sincer și foarte dur. Badantele sunt persoane închise în pușcărie. Ia ca străinătatea, te realizezi și așa mai departe, ne ducem, ne pornim, facem milioane acolo. Da, există un procentaj mic care reușește, dar majoritatea, nimeni nu vorbește despre câți mor, câți se ucid, câți cad în depresie, câți se îmbolnăvesc. Cât costă în Italia, spre exemplu, chiria, serviciile comunale și, de fapt, întreținerea unei case? Văd că în Chișinău chitanțele sunt egale ca în Italia. Există corupții, drumuri proaste, oameni care vorbesc urât și m-am dezamăgit. Și mă gândesc ce să fac acum, rămân aici sau merg în străinătate? Eu am fost crescut cu ideea că noi suntem moldoveni și moldovenii sunt cei mai tari din toți. Noi suntem rezistenți. Avem rezistență care nimeni nu are așa rezistență. La început e foarte, foarte greu. Trebuie o readaptare, trebuie să cunoaștem din nou țara asta, dar se poate. Invitatul interviului fără protocol de astăzi este Dima Țurcan, un moldovean care la vârsta de 9 ani a plecat în Italia, a trăit acolo 20 de ani și recent a decis să revină definitiv acasă. Eu mă gândeam că mulți în ultima perioadă pleacă, din păcate, din Republica Moldova și tare mult mă bucur când aflu că unii revin acasă și revin definitiv. Și pe tine nu pot să te întreb care a fost momentul ăsta care te-a determinat, gata. Eu îmi fac valiza, merg acasă și încerc acolo să-mi organizez viața. Dacă trebuie să fiu sincer, toată viața ne-am gândit că o să ne întoarcem în țara asta. Adică mereu am știut că o să ne întoarcem în Moldova. Nu știam când, adică nu știam data, ora, anul. Eu, în realitate, vreau să mă întorc peste vreun an jumate să rezolv acolo niște chestii așa, în general, să mă organizez mai bine. Dar a venit perioada asta COVID-ului, am stat în casă un an de zile, n-aveam nimic de făcut în afară de televizor, muzică și m-am gândit, vreau acum, nu vreau să aștept. Îmi place țara asta și vreau să mă simt, am simțit necesitatea asta să fiu în continuitate cu persoana mea, cu familia mea, cu istoria mea și dacă aici s-au născut părinții mei, bunei mei, strămoșii mei, vreau și eu să trăiesc aici și copiii mei poate într-o zi să trăiască aici. Cât de frumos spui. Eu știu că mama ta este extrem de susținătoare a Republicii Moldova acolo în diaspora. Tatiana Nogailuc. Da. Ea a fost la mine la monolog. O spun aici undeva monologul să afle cei care ne urmăresc și istoria mamei tale. Ea mereu a fost cea care cu patriotism, cu drapelul Republicii Moldova. Da. Tu de la ea ai preluat astea? La noi în familie nu este altă soluție. Suntem chiar patrioți. Adică eu am luat asta de la dânsa. A fost una din primele moldovence cele mai active din Italia. Adică a participat la orice eveniment, la ambasadă, pe teritoriu, a ajutat femeile care aveau nevoie de lucru și e chiar patriotă. Adică casa noastră e plină numai de imagini din Moldova, flagul Moldovei. Are 20 de îmbrăcăminte naționale, le colecționează. Serios. Ii, ești tot felul, da? Da? Și ea încă este în Italia. Da. Dar ea totuși dorește să revină acasă. Încet, încet o să înceapă să revină, de exemplu, 6 luni în Moldova, 6 luni acolo și încet, încet să revină și ea. Adică toată perioada asta, timp de 20 de ani, tu ai trăit în Roma, da, împreună acolo cu mama ta. Roma, un oraș fabulos, frumos, turistic. Cât de greu ți-a fost ție să lași un oraș ca Roma, foarte frumos, foarte turistic, să lași acolo prietenii, familia și unele lucruri care deja funcționau pentru tine, ca să începi totul de la zero aici, în Republica Moldova? A fost foarte greu. Adică nu pot să nu zic lucrul ăsta pentru că am crescut acolo. Am ajuns când aveam 9 ani și încă gândesc în limba italiană multe cuvinte și multe propoziții. Acolo am crescut, acolo am făcut școlile și așa mai departe, dar am această idee că cine se naște într-un loc, într-un teritoriu, într-un oraș, într-o țară, într-o limbă, într-o tradiție, aparține mereu la acel teritoriu. Adică moldovenii noștri care trăiesc în afară, în realitate, zic trăiesc în afară, dar ei orice zi se gândesc numai la Moldova. Așa că am văzut,
am văzut alte persoane care trăiau în afară, dar totdeauna cu gândul aici și nu vreau eu să trăiesc așa. Adică mi-am zis, de ce trebuie să stau acolo cu albumul de fotografiile, să mă gândesc la Moldova? Mă duc direct în Moldova. Nu vreau să stau acolo să ascult muzică moldovenească la Madrid, la Roma sau Paris. Sunt acolo femei multe, nu știu câte am văzut deja, care stau toată ziua cu albumul de poze în mână și se uită. E că asta e nepoțelul meu, asta e fratele meu, vecinul meu. Alții au casa aici, apartament, fac reparații, dar niciodată n-au trăit. Și cred că este ceva de... creează o disonanță cognitivă. Adică trăiești acolo cu gândul aici. Și mă simt parte de acest teritoriu. Multe cuvinte nu le cunosc, încă învăț, mă simt încă turist. Dar vreau să fie în continuitate, asta e răspunsul. Cum ți s-a părut Moldova? Deci ai revenit deja definitiv, tu ai mai fost aici în vacanțe, da. E cu totul altceva când vii în vacanță. Ai revenit cu totul, da. Singur, chiar dacă ai aici casă. Cu psica ai venit. Da. Cum ai găsit Moldova? Prima lună a fost foarte greu, pentru că am ajuns și în prima săptămână m-am răcit grav. Și o lună am stat cu antibioticele și antiinflamatorii acasă și nu înțelegeam nimic, eram pierdut. Așa că mai mult asta și frigul. Nu sunt obișnuit cu acest frig, îmi place mult căldura. Și asta a fost mare greutate. Știu că pare straniu, poate pentru multe persoane, dar cine a crescut în țările mediterane, îți place căldura la un moment dat. Și a fost greu, mai mult din punct de vedere informațional. De exemplu, vreau să mă duc să facă cumpărături, să-mi cumpăr poate o haină și nu știu unde. Vreau să mă duc la un medic și nu știu unde. Adică n-am informații. Asta a fost mare greutate. Dar dacă ești foarte motivat, dacă te gândești bine când te pornești, ok, o să te enervezi prima lună, o să fii foarte supărat, dar pe urmă trece și mergi înainte. Dar vizual, cum ți s-a părut Moldova, cum ți s-a părut Chișinăul? Altă țară, în sens altă țară, în sens nu e Moldova care mi-aduc aminte eu, eu mi-aduc aminte Moldova căruța. Da. Moldova de la țară cu bunica și m-am născut în Ialoveni, Ialoveni-Pihoi, dar am senzația că există drumuri, clădiri, magazine care nici nu știam că există, adică s-a schimbat tot, hainele, moda, atitudinea chiar, e altă țară. Și iată, dacă îi se compari cu Italia, de exemplu, ți pare mult mai depresiv aici, dacă se iei din punctul ăsta de vedere, cum vezi? Eu aș face o diferență între aici, în sens Moldova, și oarecare stare de spirit care s-a creat în multe persoane. Eu cred că Moldova e o țară ca oricare alta, în sens că e țara care iubesc, dar nu este mai rău, mai greu și mai săracă și mai problematică decât alte țări. În Moldova se poate trăi foarte bine. Dar s-a creat între oameni oarecare apatie, oarecare apatie emotivă, oarecare depresie care... De exemplu, eu zic, ia că m-am întors în Moldova și răspunsul la oameni este, vedem cât rămâi. Păi zic, scuzați-mă, dar m-am întors, mă credați în bună ziua, adică un pic de speranță, un pic de încurajare. Adică persoanele... Sunt sceptici că o să stai mult timp aici. Sunt sceptici la tot, adică orice nu mai zice, văd un fel de energie negativă. Adică eu, credința mea personală este că oricine din noi emite o anumită, zicem, frecvență vibrațională, o energie. Și dacă eu mă înconjur de persoane care au aceeași energie, eu inspir această energie și expir aceeași energie. Dar dacă persoanele care mă înconjoară îmi vorbesc numai de lucruri negative, totul o să meargă rău, în Moldova n-ai ce face, du-te de aici și pe urmă și eu o să încep să mă gândesc așa. Așa că încep, de fapt, lupta mea este să rezist la aceste... nu știu, energie, zicem, care nu-mi plac. Dar cum le explici tu? Iată, de ce e atât de mult apatie în societatea noastră? De ce mulți moldoveni sunt sceptici în privința Republicii Moldova, șanselor de a trăi aici bine și tot așa mai departe? Eu cred că din punct de vedere istoric, poporul nostru foarte mult timp a fost umilit. Așa că această umilire a creat niște emoții înăuntru care... de care nu s-a vorbit poate sau care ne-a făcut că nu le vedem. Și o generație după generație după generație în familie în Moldova se transmite asta. Adică un soi de inferioritate? O inferioritate care se arată ca superioritate. Adică eu văd chiar în familie persoanele când vorbesc copii în fața copiilor zic că ei, dar aici ce poți să faci? Ei, dar aici nu-i speranță. Ea că în afară mai bine, ea că așa. Adică devine aproape la modă limbajul ăsta. Și nu e adevărat. Eu, de exemplu, văd multe persoane care au job în Chișinău, au mașină, au casă, trăiesc egal ca în Italia. Se duc să ia cafeaua, croissant, ca în Italia, și e egal viața ca în Italia. Dar ei când vorbesc, zic că e, dar poate mai bine și noi să ne ducem.
dar unde să te duci? Adică nu trebuie să fie o modă plecarea. Noi, adică care am plecat 20 de ani în urmă, am plecat chiar din altă Moldova, era sărăcie adevărată, era foame în anii aceia. În realitate, în mintea noastră, noi nici nu credem că am plecat, credem multe ori că am fost alungați, zicem. Și ne întoarcem, ea ca generația care a plecat 20 de ani în urmă, să întoarce pentru că realitatea nu a vrut să plece. Noi n-am vrut să plecem din țara asta. Ce ne pleacă acum, un lucru interesant, este că pleacă conștient. Se uită pe internet în ce țară pleacă, în ce oraș, în ce cartier, bilete, WhatsApp, telecamere. Lumea atunci pleca cu disperare. Era ori foame, ori plecai. Dar și plecau în niște condiții groaznice. Da. Unii mureau pe drum spre Italia, da, sau spre alte țări europene. Alții ajungeau într-o situație de sănătate, da, foarte, foarte gravă. Unii erau întorși înapoi, cheltuiau bani enormi, mii de euro. Deci au tot vorbit multe femei care au plecat în acele vremuri în Italia și era extrem de complicat. Ce simte un om plecat? Un om plecat nu se simte niciodată plecat și vorbesc de generația aceea, pentru că cine pleacă acum, poate tineri, o văd ca ceva divertisment, zicem. Dar cine a plecat în anicea are senzația că nu a plecat niciodată, asta este lucru straniu. Adică trăiesc în Italia, mănânc mâncare italiană, au joburi acolo, dar majoritatea trăiesc în insule de moldoveni, vorbesc cu moldoveni, mănânc împreună cu moldoveni, vin în vacanță în Moldova și se gândesc numai la țara asta. Adică eu am crescut, pentru mine lucru straniu este că am crescut într-un mediu în care se vorbea așa de mult despre această țară, dar eu țara asta nu o cunoșteam. Dar pentru mine era straniu, pentru că se vorbea numai în Moldova s-a întâmplat asta, ia că rudă aceea s-a căsătorit, ia că acum sunt alegerile, adică era numai Moldova, dar în afara Moldovei. De fapt, noi nu ne simțim plecați, ne simțim moldoveni în afară și acum ne întoarcem. Eu ador cum vorbești tu și cum explici și cum vezi lucrurile, dar tu aveai anumite așteptări înainte să revii în Republica, da, Moldova. Și care este situația, așteptări versus realitate, ceea ce ai găsit aici? Așteptările erau, nu erau așa de bune așteptările mele. Adică am fost surprins plăcut din anumite puncte de vedere și din altele mai puțin. Din punct de vedere, de exemplu, fizic, economic, de dezvoltare, sunt surprins plăcut în pozitiv. Adică văd drumurile curate totuși, văd persoanele îmbrăcate foarte bine și foarte educate. Ok, câteodată la magazin este cineva, dar văd o țară foarte, foarte civilizată. Din acest punct de vedere, da. Lucrul așa mai negativ este că mi-aduc aminte, nu știu, când erau întâlniri cu rudele la țară, poate 50 de persoane sau poate în general, oriunde te duceai, erau sărbători, nunți, cu mătrii. Acum văd mai multă singurătate și în Moldova. Văd în Moldova singurătatea occidentală de la care am plecat. Lucrul ăsta nu e că e mai negativ, este și în Italia. Numai că aici imaginam că era ca și cum, nu știu, când eram mic eu. Dar nu mai văd, asta e din păcate. Care este primul lucru pe care l-ai făcut atunci când ai revenit în Republica Moldova? Tu ai revenit anul trecut în noiembrie. Da. Unde ai mers? Ce ai făcut? Mi-am cumpărat o cafea și am mers la Piața Centrală. Pe bune? Da. De ce la Piața Centrală? Nu știu, nu știam, mă plimbam prin un oraș, m-am dus acolo, dar mi-a plăcut foarte mult realitatea. Pentru că cine vine din străinătate? Piața Centrală e un loc interesant, e ceva tipic, e ceva natural, e ceva genuin. Ceva, adică, nu știu, lumea merge foarte strâmt între ei, foarte se adună și mi-aduce aminte foarte drumurile din Italia, că în Italia drumurile sunt foarte mici și lumea merge, se lipește unul de altul. Dar în Moldova drumurile sunt mai largi și mă simt așa, mai în Germania, nu știu. Dar la Piața Centrală e ceva de vesel, ceva, un muzeu pentru mine. Da, și eu recomand tuturor celor care vin să viziteze Republica Moldova să meargă la Piața Centrală, pentru că este multă culoare acolo, da, multă viață, adică, da, înțelegi cumva din interior cum funcționează Moldova. Chiar dacă nu pot să zic că Piața Centrală reprezintă Moldova în totalitate, dar acolo sunt oameni de peste tot, din, da, toate colțurile țării și poți să auzi un specific al vorbirii mai diferit acolo sau cineva vorbește mai buruienos, mai cu cuvinte necenzurate și asta așa, e amuzant pe alocuri și interesant. Vreau să vorbim despre parcursul tău în general în Italia, da, ca să înțelegem la ce ai renunțat acolo ca să vii aici și ce așteptări ai aici pe viitor. Tu ai plecat la 9 ani. Da.
Tu ești din Puhoi, Ialoveni. Uh-huh. Mama ta plecase mai înainte, în Italia. Tu spuneai că o duceați nu foarte bine aici. Deci înțeleg că tu ai fost crescut și educat doar de mama ta. Ce s-a întâmplat? Tatăl tău mai comunici? Părinții mei s-au despărțit în 97, cred că era, aveam 3 ani. Și tatăl meu a plecat în Rusia, s-a refăcut o familie și odată în 4 ani ne auzim, dar nu aveam legături. Și te-a ajutat în perioada aia când erai în copilărie? Nu, din punct de vedere economic nu. Dar familia tatălui, da. Adică bunica, mătușile tatălui meu, adică familia tatălui meu, suntem rude, adică mergem de acord, adică el a rupt legăturile cu toți, adică nu numai cu mine. Dar familia tatălui m-a ajutat, adică. Și în ce situație v-ați pomenit voi? Tu ai rămas cu mama? Da, în anii aceia era sărăcie, Doamne. Mama în anii aceia vindea la Piața Centrală și la Talcioc. Se duceau femeile și mama în Odessa, în Istanbul, în Budapest, să cumpere toane de haine sau de șprot și le vendeau aici la piață. Dar atunci era, nu era Piața Centrală de acum, atunci mi-aduc aminte, lumea se împușca în ziua, la ora 12. Anii 90. Da. Eram foarte mic, dar se simțea această stare de sărăcie. Și pe urmă mama în anul 2000 s-a pornit în Italia în anul 2000 și a ajuns în ziua de 31 decembrie, adică 2001. Și 2 ani am trăit cu mătușa și moșul, sora mamei, Natasha, și după 2 ani mama s-a întors și m-a luat cu ea în Italia, Roma. Da, ți amintești, atât mulți copii au rămas în grija rudelor când mama sau părinții au plecat peste hotare. Îți amintești ce stare ai avut tu emoțională când cumva ai înțeles că ai rămas și fără tată și fără mamă în grija unor persoane apropiate, dar totuși nu părinți? A fost foarte greu, era greu, dar... Adică era greu emoțional, dar nu, rațional nu înțelegeam, pentru că când unul e mic, nu cred că are o idee foarte clară de cum funcționează viața. Adică îmi ziceam, luna viitoare, sau nu știu când mama se întoarce. Și s-a întors, adică asta a fost foarte greu, adică nu înțelegeam bine cum funcționa viața. A fost greu mai mult adaptarea în Italia, spun sincer, adică când am ajuns acolo, primul an a fost foarte dificil. Eram copil și repede am învățat limba italiană, copiii foarte repede învață. Dar îți doreai să mergi acolo? Așteptai cu nerăbdare să mergi în Italia? Spun sincer, nu înțelegeam. În sens, pentru mine, adică unde era Moldova, unde era Italia, eu credeam că era poate aici peste 70 de kilometri, adică nu aveam percepția clară. Dar am ajuns acolo și era altă țară, adică altă, chiar fizic, personal. Când am ajuns acolo, credeam că toți italienii sunt negruți. Adică venind din Moldova, vedeam toate persoanele mai negruțe ca Moldova, chiar fizic erau diferite. Drumurile erau foarte mici, orașul era mai cald, era copacii, cum se numesc, palmă. Și eu copacii ăștia îi văzusem numai în filmele, telenovele sud-americane Moldova. Adică nu existau Moldova. Era o țară foarte strană pentru mine și adaptarea a fost foarte grea. Asta da. Dar te-a impresionat ceva? Ți-a plăcut ceva la prima etapă? Sau erai cu dorul de casă, dorul de Republica Moldova, prieteni, rude aici? La început, tot primii 2 ani, eram cu dorul, dar nu aveam o idee clară pe cât timp era să mă duc acolo. Adică am ajuns acolo și trăiam zi cu zi, adică credeam că trăim aici o perioadă și vedem. Dar au trecut 20 de ani, o viață a trecut. Și mi-a lipsit, mi-a fost dorul, dar multe ori ne-am gândit să ne reîntoarcem și mulți moldoveni se gândesc să reîntorc, dar nu știu bine să organizeze cum. Adică la nivelul practic să reîntorci, să găsești un job, să pe teritoriu să fii prezent, poi pe urmă vrei să te întorci, dar multe rude au plecat și ele. Și nu știi cu cine să iai legătura, adică partea practică te oprește. Și zici, așteptă un pic, trebuie să lăs tot acum în Italia, aici poate plătesc taxele, mă duc la lucru, am prieteni și unde mă duc acolo? Dar vreau să mă duc, dar nu știu bine cum să mă organizez. Asta e partea cea mai dificilă. Dar cum a fost adaptarea asta? De ce trebuie să ții cont atunci când mergi într-o țară străină? Tu ai mers imediat să înveți limba, ai fost integrat la școală. Da. Asta ce înseamnă pentru un copil de 9 ani? Eu cred că am trăit mai mult partea frumoasă a Italiei, în sens că cine se naște în Italia sau se duce în Italia când e copil este pe jumătate absorbit de Italia. Desenele animate, prietenii, chiar și italienii te tratează un pic diferit. Adică te văd că nu ești italian, dar ești un pic jumătate de-al nostru. Toți aceilalți moldoveni care au plecat după 20 de ani, 18 ani în Italia, în Germania, în alte țări, pentru dânsii nu e o viață frumoasă. Eu nu o văd ca o viață frumoasă și am auzit și am văzut mii de moldoveni.
Nu se pot integra. Nu se pot integra. Nu există integrare pentru nici. Adică dacă vorbim de integrare, ca te duci la lucru dimineața, ai niște prieteni italieni, te întorci de la lucru și mai departe, da, cam toți. Dar integrare în sens să fii parte de societatea italiană, 95% nu pot. Nu-ți permit italienii. Pentru că ei au o țară, au un sistem, au niște legi, au acolo deja niște tradiții și tu vii ca străin. Ok, vii ca străin, vrei de lucru, vrei să-ți faci casă, mașină, să rești, bine, poftim. Dar viața socială, anumite lucruri, anumite joburi, statul și mai departe, nu este pentru tine, tu ești afară și ești ținut afară. Dar iată în perioada aia, deci tu ai fost acceptat mult mai ușor, fiind copil, da. Deci mai repede te integrezi, înveți limba și preiei accentul ăsta. Cum e de fapt școala italiană? Cum e sistemul educațional acolo? Probabil, pentru că n-am o comparație clară cu Moldova, că am plecat foarte mic, probabil mai prietenesc din anumite puncte de vedere. Adică, mi-aduc aminte, mama mea, prima lună de școală, a dus niște flori la profesoară, ca și cum să o mulțumească, bună ziua, asta e fiul meu, ia ca niște flori. Și profesoara i-a zis, eu nu pot să accept că asta este un fel de corupție, adică pentru niște flori. Și este totuși, eu când aud că Moldova, adică nu știam despre aceste lucruri, dar aud că persoanele, nu știu, dau niște bani din cât înțeleg, ori la profesori, o fac cadouri, nu știu ce, acest lucru în Italia nu se poate fi făcut, adică este imposibil. Din alte puncte de vedere, școala este un pic mai destrăbălată, zic moldovenii. Adică, nu știu, și profesoara se așează pe masă, toți se îmbracă cum vor, un fel de anarhie aici în Moldova, văd că toți sunt așa aranjați, toți sunt așa ordinați, copiii, profesoara, există oarecare formă, oarecare, nu știu, nu o tradiție, chiar văd copiii prima zi de școală, ultima zi de școală, părul, cântecele și așa mai departe, adică eu am senzația că e o armată, adică în Italia așa ceva nu există acolo, întri cum vrei, ieși cum vrei, te îmbraci cum vrei, nu se învață poezie la memorie, este foarte diferit, este o țară latină, foarte diferit din Moldova. Dar cum te-au acceptat pe tine colegii de clasă, de școală? Ți-a fost ușor să te integrezi în acest sistem? Primii 2 ani au fost foarte greu, n-am fost foarte acceptat și mai departe. Ce făceau? Glume pe seama ta? Nu glume, dar italienii totuși, multe persoane nu văd lucrul ăsta când se duc în vacanță în Italia. Italienii, și eu mă simt acum și jumătate italian, dar italienii sunt popor închis în realitate. Îi zâmbesc foarte mult, sunt foarte prietenoși și mai departe, în public vorbesc bine, dar ei toți gândesc cu lumea lor. Adică eu, persoana mea, familia mea și nu vor să interacționez, nu fac prietenie cu tine. Italienii zâmbesc, bună ziua, dar nu suntem prieteni. Tu rămâi acolo, eu rămân aici. Nu erau așa glume, da, de exemplu la școală, 2 ori m-am bătut poate cu niște băieți, ceva de genul, dar asta și în Moldova se întâmplă, nu cred că asta e exagerarea. Dar până când nu știi limba italiană, până când nu știi să te comporți sau să gândești ca un italian, nu ești de-a lor, ești ținut afară. Dar mai făceau apropouri că ești venit, ești emigrant? La școală nu, în societate da. Dar cum simți asta? Nu, s-o zic, da, s-o zic direct, adică dacă, de exemplu, intri într-un magazin în Italia, depinde în ce cartier, depinde unde și mai departe, dacă văd că vorbește altă limbă și mai departe, poate să fie și o bătrânică care zice, întorceți-vă în țara voastră. Așa, direct, adică ce faceți aici? Pentru că nu ești turist. Și te văd ca un fel de invazor, adică au venit în țara noastră, ne cuceresc sau ceva de genul și poate să zică și direct. Nu totdeauna se întâmplă, dar nu la școală, la școală sunt copii, adică copiii după 2 ani prietenesc toți între dânși. Dar în afară, da, există așa lucruri. În perioada când tu mergeai la școală, ce făcea mama ta? Cum ea s-a integrat acolo în societate? Mama s-a integrat foarte bine, adică la început i-a fost foarte greu. S-a împrumutat cu banii, a ajuns în greu în Italia, a dat bani înapoi, la început a lucrat și ca badantă și ca tot, a lucrat și ca asistentă de dentist, a făcut vreo 7 joburi la început. Dar e foarte activă, foarte o activistă chiar, așa că s-a integrat foarte ușor în societatea italiană după câțiva ani. Mama participă la toate evenimentele care sunt acolo, de Biserica Catolică, de societate, orice eveniment care este, participă și mai mult cu moldovenii. Și ca și cum a încercat să creeze mereu o comunitate, adică noi suntem moldoveni, trebuie să fim între noștri. Să trăim între noștri, să ne unim între noștri, să ne vedem între noștri și mai departe. Și lucrul ăsta ne-a ajutat. Dar asta în Italia nu este... Eu îmi dau seama că în Moldova
comunitatea este văzut ca ceva în plus. Adică eu îmi fac viața mea și dacă vreau am o comunitate. În Italia, dacă tu nu ai o comunitate și pierzi jobul, tu ești pierdut, tu ești pe drumuri. N-ai rude acolo, n-ai nimeni. Așa că dacă ai o comunitate, dacă ai o biserică, dacă ai comunitatea ta de moldoveni, chiar și cu mătrii, tu supraviețuiești. Nu poți plăti chiria, cineva te ajută. Sau vrei chiar să faci investimente, trăiești mai bine, ai comunitatea ta, tu te dezvolți. Dacă n-ai o comunitate, 3 luni în Italia, ești pe drumuri. Dar cât de uniți sunt moldovenii acolo între ei? Există invidia asta? Pentru că la un moment dat auzisem că se vindeau locurile de muncă și cu bani destul de mari, adică moldovenii vindeau locuri de muncă și acum se la face. Moldoveni. Și acum se asta face. E o normalitate? Depinde. Eu în parte de una moldovenii în 3 grupuri. Mereu, și noi, între noi facem asta un pic. Moldovenii care au ajuns în Italia, de exemplu, cupluri, tineri și mai departe, care au găsit un job și stau între dânși și chiar și moldoveni și își fac viața lor. Ei nu vor să știe așa prea mult de Moldova, dar încă sunt moldoveni. Un al doilea grup sunt moldovenii care nu vor să știe nimic de Moldova. Adică au dispărut, au rupt pașaportul, nu vor nimic. S-au însurat multe ori cu alte nații, au învățat limba italiană și nu vor să știe nimic de Moldova. Și al treilea grup, eu fac parte din ăștia, dacă pot zic. Moldovenii care mereu au rămas între dânsii, adică au făcut comunitate, mereu s-au gândit că noi suntem aici 5, 10, 20, 25 de ani, dar o să ne întoarcem Moldova 100%. Și ei fac comunitate. Și când mă întreb dacă suntem uniți, răspunsul este din ce grup faci parte. Adică primele 2 grupuri, poate nu, al treilea grup foarte. Al treilea grup, adică noi vorbim numai despre Moldova, suntem numai între moldoveni și suntem mereu între noi. Asta suntem foarte uniți. Foarte. Dar cu vânzarea locurilor de muncă. Vânzarea locurilor de muncă. De când au plecat moldovenii în Italia, au existat vânzarea locurilor de muncă. Funcționa, din câte am înțeles, de una, că, de exemplu, eu mă mult din femei am auzit, de bărbați nu știu, de exemplu, căutai un loc de muncă, chiar și ca badantă, persoana care îți găsea locul de muncă zicea, bine, dar prima leafă e a mea, de exemplu. Lua prima leafă și făcea așa cu 100, 200 și mii de moldoveni și mulți s-au îmbogățit așa. Și încă, din câte am auzit, încă la nord cineva încă face lucrul ăsta. Dar omul mai departe putea lucra? Da. În sens că nu îl mințea să ia prima Existau, existau și așa ceva. Existau și când mințeau și era ca și cum italianul de acord cu moldoveanul și lucra o lună aproape gratis, luau leafa și te alungau de acolo. Dar ce se întâmplă acum când ne-am organizat în comunități? Moldovenii au advocați, au asociații, mama, de exemplu, e foarte activă și poate mama o sună o femeie și zice, uite, te m-au omăgit și mama zice, uite, avem 12 avocați dacă vrei, avem persoane active, avem preot, avem persoana aceea și când persoanele este aud că, uite, o să vină poate jurnaliștii, o să vină asociația, o să vină sindacatele, se sperie, așa că sunt protejați, dar fără comunitate, dacă fără comunitate erau mai multe aceste amăgiri. Dima, dar vreau să explicăm un pic de ce în acei ani, în ultima perioadă mai puțin aud să meargă oamenii în Italia, merg mai mult în Germania, merg în Irlanda, unde se câștigă mai mult. Dar de ce în acei ani, anume în Italia mergeau? Atât de bine se trăia acolo? Da, 20 de ani în urmă Italia era un paradis, era Florida. Era o țară foarte bogată. Italia, de fapt, după Germania, era a doua țară productivă din punct de vedere industrial din Europa. Nordul Italiei mai mult. Dacă de la Roma în sus era, de fapt, Germania. De la Roma în jos era o țară foarte diferită. Dar în anii aceia, chiar din punct de vedere emotiv, din punct de vedere de stare de spirit, de cheltuială, eu mă aduc aminte, nu știu, vara mă duc într-un orașel lângă Roma, la Ladispoli se numește, la mare, și orice bar, orice restaurant din acest oraș, în afară, vara, 3 luni de zile, avea karaoke, lume că dansa și, adică cântăreți plătiți de bar, adică aveau acești bani care își puteau să permită să plătească cântăreți așa, un fel de lăutari, zicem, în plus. Era o țară chiar bogată, dar în ultimii ani, începând deja din 2008 un pic, după 2012 și după COVID, ceva s-a schimbat radical. Italia începe să devină o țară mai asemănătoare cu țările din Est Europa decât cum era prima, mai săracă. Dar care sunt factorii care au influențat? Factorii sunt mai mulți. Îmbătrânirea populației. Italia e o țară foarte, foarte bătrână. Din punct de vedere industrial, centrul nordul Italiei era o putere industrială, dar acum, de exemplu, există China, există alte țări asiatice care fac o concurență foarte mare și un lucrător în Italia costă minimă, în regulă și mai departe, în fabrică în Italia, minimă 1100-1300 de euro pe lună și mai mult, în țările asiatice foarte puțin.
Mulți italieni, de exemplu, au, nu zic ură, dar văd rău țările din Est Europa, pentru că zic că prima că țările din Est Europa să intre în Uniunea Europeană, noi eram mai bogați, dar acum că au intrat în Uniunea Europeană, noi trebuie să plătim, nu știu, să duc fabricile noastre în România, poate Moldova sau în alte țări și ca și cum ne iau lucru. Așa că pentru realitate țările din vechea Europa, din vechea comunitate europeană, țările din Est nu sunt văzute bine, sunt văzute ca și cum ne iau bani. Păi și dacă situația atât de mult s-a complicat în Italia, de ce moldovenii continuă să rămână acolo? De ce nu revin acasă? Pentru că eu am auzit că în continuare în zona Roma sunt joburi cu 900, da, 1000, 1100 de euro de badantă. Asta înseamnă toată luna tu practic stai închis în casă. Bine, ai o zi pe săptămână sau o zi și jumătate pe săptămână. De ce aceste femei nu revin acasă în Republica Moldova? Ar putea găsi cu acești bani un job aici? Mulți în ultima perioadă aud că încerc să întoarcă, mulți, dar răspunsul corect ar fi că vor, dar nu știu cum. S-a rupt deja niște legături. Primii 10 ani când cineva pleacă, ca și cum ai încă multe legături în această țară, dar după ce depășește 10 ani, sunt multe badante, de exemplu, care vor să întoarcă, dar n-au cine le așteaptă aici. De exemplu, mama e badantă în Italia și fiul trăiește la Londra. Și poate o soră trăiește în Chișinău și o altă soră la Edineț. Și nu știu cine, și nu-i așteaptă nimeni aici, adică simt mai singure aici să întoarcă decât să rămână într-o țară care totuși un pic cunosc. Alte ori mai negativ, poate și copiii nu-i vor. Adică nu în mod direct zic că nu te întoarci în Moldova, dar dacă ne gândim bine, s-au deprins 15 ani de zile stăie cu banii din Italia care vin de la părinți sau de la mama sau de la tată și ca și cum văd persoana asta care se întoarce mai bătrână, mai nevoită de ajutor. Și nu mai sunt cadourile de prima, nu mai sunt coletele, nu mai sunt banii. Așa că s-a creat, de fapt, o oarecare despărțire între diaspora și moldovenii de aici. Dar asta e așa de trist. E disperat asta, e oră, eu cred, pentru că asta, eu aud multe prietene, chiar de familie, care sună și zic că, uite, vreau să mă întorc, dar când mă întorc, prima întrebare care îmi fac rudele sau poate copiii chiar este, dar când te reîntorci? Adică când te duci înapoi în Italia? Nu zic că bine ai venit, dar bine, o săptămână, două, dar pe urmă, adică, du-te. Și, da, există chiar și un fel de, nu știu cum să zic, un fel de... Asta e un fenomen, de fapt. Da. Adică, eu cred că multe persoane care sunt în străinătate și nu doar în Italia, ele, anume, sunt debusolate. Au 55, 60, 65 de ani. Deja le este mult mai greu să muncească și revenind aici în Republica Moldova, dacă nu au copii bine puși pe picioare și noi știm foarte bine că unii au plecat peste hotare, au transmis bani aici, copiii nu au învățat sau dacă au învățat nu au fost serioși și au stat pe spatele părinților de acolo și acum copiii, da, nu pot să-i ajute și respectiv ei în continuare așteaptă părinții fiind pensionari să le trimită bani și colete și asta e o realitate tristă și e un fenomen care e valabil cu siguranță în multe familii și nu-i singular. Dar există o stare de supărare, realitate în diasporă, care, știi, există niște discursuri care persoanele care trăiesc acolo 20 de ani în diasporă fac între dânsii, dar nu-i zic în Moldova când vin. De exemplu, există o stare de supărare între această diasporă multe ori și, zicem, multe persoane din Moldova. De fapt, multe persoane din diasporă zic că păi noi deja, moldovenii din Moldova, adică chiar și rudele, copiii și mai departe, ne sună numai ori să ne întrebe de bani, ori vine să ne întrebe de voturi când sunt alegerile. Adică noi trebuim numai la asta. Adică ori bani, colete și voturi. Pentru rest, noi nu mai existăm. Și ne supărăm ca și cum. Și chiar și din supărarea asta ne reîntoarcem ca și cum. Dar haideți să ne întoarcem. Haideți să vedem un pic cum suntem noi acolo. Adică gata, străim așa în paralel. Așa un punct, de una la telefon, pe WhatsApp sau cu coletele. Haideți să venim aici. Să încercăm și noi aici. Și ei spomenesc că nu sunt programe pentru ei sau sunt, dar insuficient de motivante ca să vrea să rămână sau să-și continue viața în Republica Moldova. Și mulți nici n-au bani adunați, au trimis toți banii acasă, unii și-au reparat casa, dar nu mai revin în sat pentru că acolo nu sunt condiții. Alții au trimis bani copiilor prin, și respectiv. Eu nu vreau să zic că e majoritatea, dar mai mult de 50% trăiește așa. Au poate chiar și casă undeva la sat, reparată, tot bine și mai departe, dar au deja 50 de ani și așa. Hai să zicem în mod diferit.
mulți nu se gândesc că moldovenii străinătate, majoritatea lucrurilor care le fac sunt lucruri manuale, fizice. Și în aceste joburi, când ajungi la 50 de ani, ești deja bătrân, la 55, ești deja în pensie. Și noi acum în Italia avem această problemă. Ce o să facem cu moldovenii ăștia? Adică mii și mii deja au 55 de ani și Moldova nimeni nu-i așteaptă. În Italia, dacă rămâi fără lucru, da, drumurile scurate, lumea te salută, poți bea cafea și croissant, dar nimeni nu te ajută. Da, poți mănânce la Caritas cu oamenii care trăiesc pe drumuri, dar nimeni nu vrea să trăiesc așa. Și e mai greu să-ți găsești un loc de muncă dacă ai 55-60 de ani. Nu, la un moment dat nimeni nici nu te vrea. Nu te ia. Da. Nu că nu găsești, dar ce lucru manual faci? De exemplu, bărbații în fabrică după 55 de ani cât reziști? Sau la construcții cât reziști? Sau chiar și femeile badante, multe poate fizic rezistă, dar deja din punct de vedere psihologic, după 20 de ani au probleme. Adică asta începe să fie o problemă și pentru Italia și pentru Moldova. Adică o populație ca și cum în plus este văzută, care... O povară. Da, din punct de vedere uman al voluntariatului, vrei să-i ajuți, dar nu există sisteme la moment. La moment, adică, eu mă gândesc că în Moldova, în viitor, cineva ar trebui să deschidă deja azile pentru bătrâni, pentru bătrâni ăștia care se întoarcă și nu știm, adică, cum să-i reluăm. Hai să explicăm, de fapt, ce fac moldovenii acolo în Italia. Tu cunoști foarte bine, da. Este și asociația unde mama ta e foarte activă și bănesc și tu ai fost activ cât da. Timp erai acolo. Cu ce se ocupă moldovenii în Italia și cât câștigă? Depinde foarte mult de unde în Italia. Italia pare o țară, dar de fapt sunt două, trei țări, adică sud, centru și nord. Majoritatea moldovenilor fac lucruri manuale. Bărbații totdeauna au început la construcții, dar pe urmă au început și, nu știu, electricist și mai departe și se ocupă de grădină, fabrică și tot mai așa. Femeile au început ca badante și ca femei care fac curat. Dar pe urmă încet, încet au făcut și alte joburi, de exemplu, nu știu, și în hoteluri și curat totdeauna sau poate se ocupă, nu știu, fetele mai tinere cu frumusețea, cosmetica, părul, unghiile și mai departe. Leafa se schimbă foarte mult. În nord, Leafa e cea mai bună, nord-est, adică regiunea Veneto, Lombardia. Care este media acolo? Depinde după job, dar acolo, de exemplu, în fabrică poți să începi cu 1300. În fabrică, dar trebuie să ai anumite parametre, zicem așa. Badantele depinde, nu sunt multe ori joburi controlate de stat, așa că poți să fie o familie rea care te plătește 800 și la nord, poți să fie o familie care te plătește 1200-1300, bine. Asta e un salariu bun, 1300 de badantă la nord. Păi, da, pentru dacă trăiești în casă cu alte persoane, nu plătești chiria, nu plătești chitanțele și așa mai departe, așa că 1300 se duc deoparte. La construcții poate să fie totdeauna între 800 și 1300. Eu n-am așa date, nu eu, nimeni are așa date, pentru că majoritatea acestor joburi sunt joburi în negru. Și când jobul e în negru, depinde foarte mult de persoană și de ce ești dispus să accepti tu. De exemplu, sunt persoane care zic, dar eu trăiesc, de exemplu, chiar și la Roma și am 1400 și lucrez ca electricist, tot regulat și tot bine. Dar în același oraș este o persoană care lucrează la construcție pentru 850 de euro. Sunt joburi considerate de, nu clasa mijlocie, dar nici clasa proletară, adică de sub. Mai jos. Mai jos. Și nu sunt date statistice adevărate, sunt în realitate dacă le dorești, dar multe ori e tot în negru. Dar în mare parte moldovencele care au mers acum 20 de ani, 15 ani în Italia, lucrează badante. Da. Cât de complicată emoțional este munca de badantă? Și tu o știi nu din auzite. Mama cu siguranță ți-a explicat sau alte femei cu care ai discutat. Ce se întâmplă emoțional în mintea lor? Aceste persoane ies din societate. Pentru că, de exemplu, cine lucrează de la ora 8 la ora 8, la construcție, de exemplu? Când se termină lucru, tu te întorci acasă la tine. Casa ta, închirie, cu soțul tău, soția ta, copiii tăi. Ai niște prieteni, adică faci parte dintr-o societate. Badantele sunt persoane care nu fac parte din societate. Adică ei trăiesc viața lor pentru viața altcuiva. Adică trăiesc în casă la străini și sărbătoresc Crăciunul cu persoanele astea de care ei nu fac parte din familie. Ei sunt persoane străine în casă la străine. Și nu îi invită la masă? Depinde de familia asta. Sunt persoane foarte bune, sunt persoane foarte rele, sunt persoane foarte violente. Asta depinde foarte, pentru că e foarte uman chiar lucrul ăsta. Depinde după familie. Dar ele n-au timp liber, de fapt. Au timp liber, nu știu, duminica poate toată ziua și joi jumătate de zi. Sunt persoane închise în pușcărie.
Eu aș zice așa, să fiu foarte sincer și foarte dur. Badantele sunt persoane închise în pușcărie, care au o leafă fixă și chiar când îi merge bine, dacă o fac vreo câțiva ani, încă rezistă. Dar cine o face mulți, mulți ani, de fapt, au probleme psihologice în majoritatea. Depresie, nu știu, disonanțe cognitive chiar, adică nu se mai reușesc a integra în societate, nici în Italia, nici în Moldova. Eu am găsit aici informația asta cu sindromul Italia. Da. El așa e cu ghilimele, că este o formă de depresie socială care se întâlnește în primul rând la persoanele care nu au pregătire medicală, dar care îngrijesc o perioadă îndelungată persoane cu maladii severe. Și simt un puternic sentiment de neputință. În mod normal vreau să explicăm pentru cei care nu obligatoriu știu. Deci de badante au nevoie cei care nu sunt autosuficienți. Adică au anumite dereglări mentale sau sunt foarte bătrâni sau nu se pot mișca. Asta înseamnă că o badantă ce trebuie să facă? În ce constă munca badantei? Munca badantei depinde. La majoritatea sunt bătrânei, bărbați, femei. Sunt și cazuri, de exemplu, nu știu, un fecior down sau poate au probleme chiar fizice, cineva poate trăiește foarte bine, dar stă pe scaunul cu rutile și are nevoie chiar cineva, nu știu, să-i controleze bucătăria, să facă de mâncare și mai departe. Dar totdeauna este un lucru de asistență. Sunt, de fapt, niște surori medicale. De fapt, badanta e asta, e o sură medicală, dar 24 de ore din 24, asta e problema. Adică chiar și sindromul Italiei nu vine la surorile medicale, de exemplu. Pentru că ele au o viață alternativă, au o viață paralelă. Problema începe când ele nu mai au timp liber, nu mai au viața lor. Femeile astea, de fapt, depinde foarte mult de istorie. Sunt, de exemplu, familii care fac aproape prietenie cu această femeie, îi dă o cameră, trăiește cu dânsul în casă, o numesc pe nume, mănâncă împreună și așa mai departe. Acestea sunt cazurile cele mai bune. În cazurile cele mai rele ești, de fapt, o servitoare. Adică trăiești acolo într-o cameră, îți dă obiceiul tău și mai departe, dar tu nu trebuie să interacționezi cu persoanele, trebuie să te trezești la ora 1, trezești la ora 1, trebuie să te trezești la ora 4 dimineața, te trezești la ora 4 dimineața. De fapt, ești un sclav. Îmi pare rău, dar ești un sclav. Adică asta e realitatea. Și tu cunoști diferite cazuri. Cât de mult le afectează asta psihologic? Deci nu se mai pot integra în societate, revin acasă și... Sunt mereu nervoase. Dacă îți dai seama, poți să-l vezi și tu. Dacă, de exemplu, te duci prin oraș cu o rudă, nu știu, o mătușă, o soră, dacă ai cineva, și te duci cu una din persoanele astea, pur și simplu să iei o cafea sau mergi pe drum, le vezi mereu nervoase. Adică au hiperactivitate. O iperatenție, adică sunt atente la tot, nu reușesc să relaxeze, nu se așează pe scaun acum ca mine și ca tine. Nu vorbesc normal. Se simte de una într-o stare de anxietate, de ca și cum cineva le controlează. Și nu mai, ca și cum, nu știu eu, aproape îmi vine gândul la soldații care se întorc din război. Un fel de sindrom post-traumatic. Adică stau așezate, dată de una se gândesc, aia că trebuie să mă duc să fac asta, dată, nu pot să mai stau în societate. Și eu nu-mi imaginez persoanele astea care se întorc, de exemplu, la un job normal, la orare normale, familie și mai departe. Adică ceva se rupe în ele și din punct de vedere emotiv. Și sunt multe divorțuri, de exemplu, între ele. De exemplu, dacă femeia e badantă și soțul stă în Moldova, nu mai funcționează ceva la un moment dat. Dar... De ce? Iată, se întâmplă situații din astea foarte des. Pentru că persoanele astea sunt denaturalizate, depersonalizate, suferă de... o derealizare din punct de vedere psihologic, adică uite-te, unicul lucru care îmi vine zic este că ei nu mai sunt tratați ca umani, așa că nu mai știu cum să fie umani. Și respectiv ți este ciudă pe cel de acasă, că el are aparent o viață obișnuită și tu ești nevoită să muncești. Gândul ăsta de ciudă e foarte prezent aici în Moldova, nu e o ciudă, e ca și cum ia ca o sună, de exemplu, soțul din Moldova. Bună, ce faci? Ei, bună. Dar persoanele aici au o viață normală. Persoana aceea deja intră în anumite orare. Se mănâncă la oră, te trezești la oră, te culci la oră, faci asta la oră. Adică tu, de fapt, ești un soldat. Și la un moment dat nu mai știi cum se comunici. Nu e o ciudă de nimic. Adică, pur și simplu, ceva se rupe. Și din punct de vedere emotiv, persoanele astea nu își mai creează o viață. Adică nu că se lasă cu soțul din Moldova și acolo să facă o viață. Rămân singure. Dar mai este încă un fenomen care este reprezentativ badantelor, e că multe dintre ele se îmbolnăvesc la un moment dat sau au gânduri de suicid sau au depresie puternică. Cât de frecvent se întâmplă asta din ceea ce ai observat tu în Roma? Păi, am participat la o conferință în realitate care vorbea despre străini, făcute de italieni și arătau datele
toate datele statistice în privința străinilor. Și realitatea demonstrau că străinii se îmbolnăvesc mai des, toți străinii, adică chiar dacă nu sunt badante, care sunt electriciști, care sunt la construcții. Dacă, de exemplu, din 100 de italieni, acum nu-i da acest dat, dau un exemplu, dacă din 100 de italieni 1% se sinucidă, între străinii 5-7%. Dacă dintre italieni, de exemplu, cancerul este prezent la 5%, între străini este 10-15%. Adică viața de străină te conduce la asta. De tot eu aproape râd și plâng când aud în Moldova ta de una, ia ca străinătatea, te realizezi și așa mai departe, ne ducem, ne pornim, facem milioane acolo. Da, există un procentaj mic care reușește, dar majoritatea, nimeni nu vorbește despre câți mor, câți se ucid, câți cad în depresie, câți se îmbolnăvesc. Adică câte vieți s-au pierdut în străinătate. Adică câți moldoveni de-au noștri nu o să-i mai vedem. Au murit pe drum ducându-se în străinătate, s-au îmbolnăvit poate la lucru, sau poate nu au fost plătiți, poate au fost amăgiți, poate au fost uciși la lucru în Italia, că sunt și cazuri de așa genul, în sudul Italiei este mafie. Adică eu acum, după 20 de ani, adică ca reîntors, ca moldovean crescut în străinătate, mă întreb, această pornire din Moldova a fost un succes sau a fost de fapt un blestem al nostru? Pentru că dacă ne gândim bine, nu știu dacă a fost un succes. Eu nu cred. Nici eu nu cred că a fost un succes. Au plecat foarte mulți oameni cu capacitate de muncă, tineri, care puteau să muncească aici în Republica Moldova și să ajute. Dar pe de altă parte, probabil economic vorbind, a fost un succes, că diaspora a contribuit mult ca Republica Moldova să iasă din sărăcie, ca cei care au rămas aici să poată să aibă ce mânca, să poată să-și facă studiile și tot așa mai departe. Adică trebuie să vedem și partea asta, că au trimis bani cei plecați ca cei de acasă, ca copiii să crească și să aibă profesie, să muncească într-un domeniu care ar putea să le asigure existența și să nu fie nevoit să meargă peste hotare, să muncească acolo muncă manuală despre care spuneai tu. Care e soluția pentru femeile badante, în special, ca să revină la o viață normală? Unica soluție este încet, încet, munca care ne așteaptă, muncă titanică, în realitate. Cine visează, cine zice, păi mâine 1 milion de moldoveni o să întoarcă în țară, eu nu cred așa ceva. Eu cred că în fața noastră ne așteaptă muncă titanică și unica soluție este să ne organizăm în mici grupuri. Adică eu cred că Biserica Ortodoxă trebuie să activeze, eu cred că rudele între ele trebuie să activeze, cine trăiește în sat, asociațiile, nu știu, băștinașii și așa mai departe trebuie să activeze. N-am soluții mari, adică o să facem asta și în 2 ani o să salvăm pe toți. Dar cred că dacă la nivel mic, adică pur și simplu, eu m-am întors și mă sun cu o altă rudă care s-a întors și mă sun cu a treia rudă care s-a întors și suntem, de exemplu, 15. Bine, haideți să ieșim mai des între noi, haideți să vorbim, adică să ne ajutăm dacă avem probleme. Haide, nu știu, cine trăiește în Chișinău, trăiește în Chișinău, cine e la sat, ne organizăm, adică de acolo cumpărăm asta, de acolo cumpărăm asta. Și chiar din punct de vedere lucrativ asta, haide, nu știu, acum mulți se întorc pe la sate. Pământurile cu asta aproape nimic, sunt gratis. În multe saturi, 1000 de euro îți iei un hectar. Haideți să ne organizăm între noi, în asociații, așa se face în Italia. În Italia tot e așa. În orice satuc din Italia, de la nord de la sud, 6.000 de locuitori, 20 de asociații. Asociația Catolică, Asociația Bătrâneilor, Asociația Copiilor, Asociația Mamilor și mai departe. În Moldova lipsește aceste organizații intermedii. Adică toate persoane vorbesc numai de soluția este din sus. Toți așteaptă soluția din sus. Nu știu, Angela Merkel o să vină în Moldova și o să ne salveze pe toți. Sau guvernul să fac nu mai știu ce. Eu nu cred așa de mult că trebuie numai ceva de sus. Trebuie niște soluții intermedii. Persoane care se organizează pe teritoriu, prietene, vecini de casă, persoane care aparțin la același sat, la același oraș, biserica ortodoxă, biserica, nu știu, baptistă, nu știu, orice religie care este aici pe teritoriu. Eu cred în aceste soluții. Noi am vorbit despre femei, în mare parte, și de obicei ne amintim acum 20 de ani sau 20 ceva de ani în urmă, mergeau prioritar femeile în Italia. La un moment dat au început să meargă și bărbații sau aceste femei să-și aducă și bărbații. Ce fac bărbații acolo și emoțional cât e de complicat pentru un bărbat în străinătate? Bărbații, majoritatea sunt construcții. Asta, eu cred 80% sunt în construcții. În construcții am în vedere de la electricist, la tehnic, la bărbatul care, nu știu cum în limba română, moldovenească, pune la loc totul. Dar toți în construcție. Asta e sigur. Pentru dânșii mai greu fizic.
Pentru că fizic se reziste așa, nu rezistă, de exemplu. Ia că în ultimii ani mulți moldoveni au început și cu camioanele. Și șofer de camion. Nu am în vedere numai șofer, dar de exemplu lucrează ca șofer, dar de exemplu pentru aceste mari firme de mobile, de exemplu văd aici, și duc mobila până acasă, pun mobila la loc și ca și cum, și șofer și asta toată ziua. Instalator. Instalator, dar e o muncă care de, nu știu, de la ora 9 dimineața până la ora 7 seara, trebuie să ridici nu știu câte scări, mobilă pe jos și mai departe. Adică toate muncile bărbaților moldoveni sunt lucruri aproape de sportivi. Trebuie să ai un fizic incredibil ca să reziști. Și 5 ani ok, 10 ani ok, dar după 15 ani începe să fie foarte greu. Mulți nu rezistă, adică au probleme la spinare, au probleme la picioare. E foarte greu fizic. Și chiar se întorc mai mulți bărbați din străinătate decât femei, pentru că ei îmbătrânesc prima ca și cum, fizic, și nu, nimeni nu mai ia la lucru. Femeile, chiar și o femeie mai bătrânică, poate să fie luată așa ca doamna care face curat în casă, dar bărbații nu. Și e greu. Dar emoțional pentru bărbați, cum e să fii peste hotare? La fel de greu ca și pentru o femeie sau...? Eu cred că e egal, spun sincer, pentru că sunt și moldoveni, sunt și în străinătate, trăiesc toți împreună și văd același lucru. Dar nu există o despărțire bărbați-femeie, pentru că tot este totuși în sincronie. Trăiesc în casă împreună, sunt rude, sunt prieteni, soțul și soția, așa că seara vorbesc cum la tine, cum la mine, și acest lucru se transmite. Și dacă pentru soț e greu, pentru soție e greu, sau dacă e ușor și ușor, e tot. Noi gândim mai mult în termeni comunitare decât așa împărțind, spun sincer. Dar cei care au mers acolo cu familia, da? Și să zicem că soția merge la ore, soțul are în construcții, dar nu foarte greu, au acolo copii, se simt probabil mai bine și emoțional. Tu ce tendință observi? Pentru că știu multe familii care nu mai vorbesc cu copiii lor în limba română. Și da. Nu pentru că ei nu-și doresc, dar pentru că, spun, copiilor le este mai ușor să se exprime în limba italiană, pentru că merg la grădiniță sau la școală și ei nu vor să-i încurce. E corectă abordarea asta? Sunt așa familii, sunt și foarte multe, nu neg. Depinde, asta sunt alegerile părinților. Așa alegeri fiind mai multe din sensul ea ca persoane care au fugit din această țară și ca și cum cred că dacă o să italienizăm copiii noștri de mici, viața lor o să fie mai ușoară. De fapt, ei au un traumă cu istoria lor. Dar și pentru dânsi e greu, pentru că în momentul în care copiii cresc mari, sunt italieni, dar părinții nu. Adică părinții sunt străini. Și buniei tot nu. Da. Și când, de exemplu, copiii interacționează cu alți italieni, când se căsătoresc, de exemplu, cu alți italieni, nu se împacă, nu merg bine lucrurile. Pentru că totuși vin dintr-o familie cu tradiții diferite, cu moduri diferite, chiar dacă au vorbit în limba italiană. Dar nu sunt majoritatea, asta nu o să zic, sunt alegeri. Ei fac parte din grupul care ți-am zis care au vrut să dispară, care nu fac parte din comunitate, așa că chiar dacă îi vezi, îi zic că bună ziua, bună ziua, dar nu vrem să știm despre moldoveni, despre Moldova. Eu cunosc mai mult moldovenii cei care au fost activi, care au păstrat comunitatea, care au păstrat țara noastră. Dar tu cum ai reușit să-ți păstrezi și limba română? Tu prioritar acolo ai vorbit în italiană, dar acasă mereu cu mama ai vorbit în limba română. De unde ai? Că tu vorbești foarte bine în română. Mama mereu mi-a vorbit în limba noastră. De exemplu, cu prietenul mamei, soțul mamei, am vorbit de una limba italiană, așa că acasă, în realitate, vorbim în două limbi. Cu dânsa am păstrat-o. Dar pentru mine nu e ceva de straniu, ceva în plus, ceva nu știu ce. Pentru mine era normal așa. Adică am fost crescut cu gândul că noi suntem moldoveni, Moldova e țara noastră și aparținem la această istorie. Adică eu văd chiar că Moldova lucrul ăsta, îmi pare mie straniu să explic lucrul ăsta că vin din afară. Dar cine aparține la o istorie, cine aparține la o țară, nu pur și simplu să faci valiza, zic bine, acum mă simt altceva, mă duc. Unde te duci? Tu aparții la această istorie, aparții la acest destin. Avem 700 de ani de istorie, nu putem să o ștergem cu, nu știu, ne-am cumpărat un telefon în Italia, ne-am făcut altă limbă și ne facem că nu suntem moldoveni. Mie nu-mi plac moldoveni ăștia. Noi suntem moldoveni. Eu în inimă, chiar dacă am accent străin, mă simt de una un țăran moldovean, spun sincer. Eu ador abordările tale. Vreau să discutăm și despre un pic cum este viața în Italia în esență. Pentru că atunci când mergem în vacanță, noi vedem o Italie și când locuiești acolo, e cu totul o altă țară. Cât costă în Italia, spre exemplu, chiria, serviciile comunale și, de fapt, întreținerea unei case?
Depinde de oraș și de regiune. În Roma, deja, înăuntru Romei, mai puțin de 700 de euro nu există nimic, din câte știu. Și vorbesc de un apartament, nu de o cameră. Mai puțin 700 de euro nu există. Dar deja, chiar la începutul Romei, la Acilia, de exemplu, mă gândesc, mulți moldoveni acolo, deja suntem pe 1000 de euro la apartament, orice apartament. Adică dacă 50, da, dacă 50 de metri pătrați sau dacă deja mai mult, mai puțin de 900 de euro nu-ți dă nimeni. Așa că suntem, hai să zicem așa, între 800 și... între 750 și 1200. Deci, practic, unul din familie trebuie să lucreze ca să plătească chiria pentru apartament. Da. Celălalt, cât costă întreținerea, de fapt, mâncarea, dacă este sau nu scumpă, și serviciile comunale? Noi avem multă alegere. Mai mult ca în Chișinău, dacă trebuie să fiu sincer. Adică, dacă ai mașină și te duci în afara orașului să cumperi de mâncare și mai departe, poți plătești mai puțin ca Moldova. Dacă cumperi la magazin, de exemplu, în centrul Romei, costă foarte, foarte mult. Adică avem foarte alegere în mâncare. Mâncare se poate trăi bine în Italia. Chitanțele deja sunt ca în Chișinău, pentru că văd că în Chișinău chitanțele sunt egale ca în Italia. Spun sincer, e egal ca aici. Ce fac majoritatea familiilor? De exemplu, dacă un părinte trebuie să plătească cu leafa sa o chirie întreagă, multe ori, de exemplu, ia un apartament cu două camere, de exemplu, și a doua cameră poate o dau la o rudă sau la o persoană apropiată și un pic asta ajută chiria. Așa că trăiesc împreună. De atâta zic, comunitatea acolo nu e ceva în plus. Adică dacă nu ai o comunitate, adică chiar să împarți chiar chiria, nu treci bine. Dar deja mulți moldoveni, ia că există deja și partea asta, mulți moldoveni s-au pornit 20 de ani în urmă. Mulți au joburi deja bune, mulți au pus bani deoparte, au cumpărat casă în Italia. E plin de moldoveni care cumpără casă acum. Și plătesc rate la bancă și ies mai ok decât să închiriezi. Da. Dar avem și moldoveni care deja cumpără cu banii lor. De exemplu, la Ladispoli, unde mă duc vara, dacă nu mă greșesc, orice an, numai din ceea ce cunoaștem noi, adică personal îi cunoaștem, orice an sunt între 5 și 15 familii care cumpără apartamentul lor. Orice an. Adică în 10 ani sunt 50-150 de persoane, trebuie să întreb pe mama, care îi cunoaștem noi, care cumpără casă pe numele lor. Dar cei care nu-i cunoaștem și mai departe sunt și mai mulți. În Italia este corupție? Da. Cum se manifestă? În Italia este tot ceea ce este în Moldova și mai mult, numai că nu la nivelul simplu. Adică nu există corupție pentru ceva de mic, dar când depășești sume importante sau pentru proiecte importante, este plin de corupție. Mulți moldoveni nu-și dau seama de asta, dar cuvântul mafie e un cuvânt italian, s-a născut în Italia. Se manifestă prin faptul... nu-i corupție, de exemplu, eu vin la tine și îți dau niște bani. Dar, de exemplu, tu faci ceva pentru mine, eu sunt, de exemplu, nu știu, o persoană importantă și tu, poate, nu știu, fratele tău o să aibă un loc de muncă într-un loc important și o să aibă 10.000 de euro pe lună. Așa că, din punct de vedere teoric, juridic, nu este corupție, dar, de fapt, da. Și Italia e plină de așa ceva. Toată Italia. Toată. Orice, tot ceea ce e public, de exemplu, de la poștă, la bancă, la universitate, la politică, la primărie, în arma, peste tot în Italia așa se intră. De atâta moldoveni n-au spațiu acolo. Deci tot cumătrismul ăsta este prezent și acolo. Nu-i cumătrismul, pentru că cumătrismul vine de la sistemul familiar moldovenesc. Uh-huh. Adică familia moldovenească este, eu văd așa, mai mult un sistem ca un cerc. Adică eu văd că Moldova nu este aproape diferență între un frate și un cumătru. Adică e un fel de cerc și poți să intri în familia asta. În Italia familia e mai mult o piramidă. Bunei, părinții, copiii. Și, da, începe de acolo. E o mentalitate foarte închisă. Îți fac un exemplu de o fostă prietenă de-a mea, Roberta. Vinea de la sud, aproape orașul Salerno. Și eu zic, ce e pentru tine, de exemplu, corupția, mafia și mai departe? Și am zis, uite-te, la noi începe de la școală. Dar nu ca Moldova, trebuie să dai bani și mai departe. Pentru că în momentul în care alegem unde să-i punem pe copiii care sunt feciori, de exemplu, la un avocat sau la un polițist sau și la un mafiot, sunt puși în aceeași clasă. Dar aceiași alți copii, de exemplu, nu știu, care toți părinții lucrează bine și mai departe, în a doilea clasă, și acei care trăiesc foarte, foarte rău, în a treia clasă. Și, de exemplu, ea era fică de carabinier, polițist. Și îmi zice, deja de acolo, copiii își dau seama cine e copil la cine, cine trebuie să facă prietenie cu cine și cine o să însoare cu cine. Pentru că dacă cresc în aceeași clasă, se duc în aceeași liceu, fac aceeași universitate, ficiorul avocat o să însoară cu ficiorul la, nu știu, colonel de armată. Ficiorul la ceara o să însoară poate cu ficiorul de mafiot, poate. Și asta e corupția la italieni. În aceste lucruri se văd, numai că nu se văd când ajunge acolo. Moldovenii nici nu o văd.
Eu sunt sigur că după acest interviu multe persoane o zic că, dar băiatul ăsta vorbește Italia, dar eu trăiesc în Italia, dar așa ceva n-am văzut. Dar răspunsul meu este, sunteți sigur că a trăit în Italia? Adică printre italieni ca italian? Sau pur și simplu a trăit în Italia, vă duceți la lucru, vă întoarceți, vorbiți cu doi italieni, cu moldoveni și așa mai departe. Dar când ești în sistem, când te duci la școală, la universitate, ai prieteni italiană, aceste lucruri le știu toți. Dar cât e de complicat pentru un moldovean, care este foarte bun specialist în domeniul său, să ajungă acolo, în administrația publică, în poliție, la bancă, să aibă un job din ăsta foarte bine plătit și bine cotat? În sistemul public nu e dificil, e imposibil. Nu este loc pentru. În sistemul public nu poți să intri. În public. Există o interdicție? De fapt, da. Dacă vrei, dacă ești inginer și mai departe și zici, ok, vrei 1000 de euro pentru tine ca zicem că te-am luat și pe tine, ia că-te acolo. Dar nu poți să intri în sistemul public. În sistemul public este imposibil. În sistemul privat, deja da, în fabrici, în sisteme și mai departe, pentru inginerii se poate. Dar tot ceea ce e public pentru tine nu este loc. Da, asta e... Este o interdicție trist. Nescrisă. Cum trăiesc, de fapt, italienii simpli? Care e nivelul lor de viață? Ce salarii au italienii? Italienii simpli, de la nord, de la sud, aș zice că salariul lor mediu, simpli, adică un pic mai săraci, tot între 800 și 1100 de euro, toți, de la Milano la sud. Numai că în Italia salariul nu contează așa de mult ca în Moldova. Pentru că în Italia aproape orice persoană are casă de proprietate. Și Moldova, numai că Moldova casa e la nord, poate într-un sătuc și nu valorează. Dar în Italia 75-85% din italieni au măcar o casă sau un apartament de proprietate. Și dacă orice băiat, orice fată, orice persoană are casa sa, măcar una, fără să lucreze, adică deja s-a pornit în viață cu asta, dacă ai 1000 de euro pe lună, ai casă, nu plătești niciodată la bancă, fata găsește un băiat, băiatul găsește o fată, ia tot 1000, poți trăiești bine și cu așa. Adică marea problemă când spuneți că moldovenii străinătate, un lucru, o observație care nimeni nu-i zice, este asta. Țările cele sunt bogate, nu numai pentru că sunt bogate, pentru că joburile sunt plătite mai bine, dar pentru că ei au o continuitate istorică. Ei au bunuri de sute de ani. Eu am unul din prietenii mei cei mai bun, din anul 1800 familia sa pune deoparte. Adică el are 4 apartamente la Torino, 2 la Roma, nu știu câte în Puglia și Toscana. La dânsi nu a existat o perioadă în care bogăția a fost luată de la privat. Și lucrurile au fost spuse. Și prietenul meu, pe lună, eu zic, dar tu cât vrei pe lună? Și îmi zice, 1000 de euro mi-ajunge. Zic, adică pentru ce? Mă duc să iau cafea, mă duc așa prin oraș, mă duc la restaurante și gata. Pentru că el deja are casă, are bunăstări. Dar moldoveanul crescut duce acolo, la ce șleafă, la chiria la 1000 de euro, tu acolo ești sărac, poate și mai mult ca Moldova. Adică nu e așa de confinabil țările este dacă tu nu ești din țara aceea. Nu, ei sunt deja bogați, asta e problema lor și fericirea lor. Noi nu. Noi trebuie încă spunem deoparte acum în generația asta. Dar cum sunt italienii în general ca atitudine? Sunt foarte responsabili, sunt fixați pe studii, să-și facă neapărat studii superioare, muncitori sau din contra, leneși? Sunt mai puțin fixați pe studiile superioare decât moldovenii. Pentru că îi zic, de exemplu, un bărbat care lucrează ca bucătar poate să aibă același stil de viață, să trăiască bine ca unul care e avocat. N-au aceste complexe, adică... Pentru că moldovenii în faza asta îmi dau seama că încep un pic să cunoască o clasă mijlocie. Și într-o clasă mijlocie lucrurile care nu sunt așa un pic mai de nivel sunt văzute rău. Dar în Italia nu există așa ceva. În Italia, uite-te, chiar directorul de restaurant e capabil dimineața să trezească și să facă curat el personal. În Moldova nu văd așa atitudine. Deci cu studiile nu. Sunt foarte, foarte activi. Orice italian e foarte, foarte activ. Ori la lucru, ori în societate, ori ca sens civic, toți sunt foarte activi. Chiar în familie se învață lucrul ăsta. Ca caractere, ca ceva foarte de deosebit, ceva de diferit, sunt foarte organizați. Organizați în sensul, în Italia se mănâncă la oră. Se culcă la oră, te trezești la oră. Eu când eram copil, mă duceam la mare cu prietenii. Prietenii ziceau, trebuie să fug, e ora 7:45. Și eu zic, de ce? Zic, dacă ajung mai târziu de 8, toți mănâncă la 8. Și el, dacă ajunge mai târziu, el nu mănâncă. Îi dă niște biscuiți cu lapte, ca să nu stăie de foame, dar trebuie să mănânci, pentru că familia trebuie să mănânce împreună. Și dacă nu vii la oră, nu stai cu familia, așa că nu mănânci. Adică de mici învață că ori faci parte din grup, ori noi nu vorbim cu tine. Și asta la jumătate din italieni. Wow!
Nu e o chestie rea, apropo. Adică se creează o tradiție. La noi nu există. Se creează grup. Adică sensul, nu grupuri mari, dar dacă n-ai grup, ești pierdut. Asta e învățătura. Vorbim despre Roma. Tu acolo ai trăit ăștia 20 de ani. Cum îi trăiești într-un oraș atât de turistic? E un avantaj sau e o mare nenorocire? Din punct de vedere distractiv, cultural și mai departe, e foarte, foarte frumos. E un grand, un mare avantaj, îmi vine în limba italiană. E un mare avantaj. Din alte puncte de vedere e greu, pentru că prețurile la tot sunt făcute după turiști. De exemplu, o simplă apă poate să coastă 3 euro pentru turist, dar trebuie să o plătesc și eu. Așa că noi ne ducem întotdeauna în magazine, restaurante sau în locuri un pic mai îndepărtate. Adică italienii mănâncă acolo, turiștii mănâncă acolo. Adică o pizza pentru italieni costă 8 euro, pentru turiști 16. Și asta e un pic mai greu, adică, dar restul e frumos. E stimulant. Dar cum este Roma în esență? Ce locuri în Roma merită vizitate despre care știu mai puțin turiști? Iată, tu 20 de ani, cu siguranță ai vizitat acolo tot ce se poate. Sfatul meu, adică ceea ce fac toți romanii, este că noi niciodată nu ieșim ziua în oraș. Noi ieșim vara, noaptea. Adică când nu sunt turiștii. Vara, nu știu, din luna realitate mai până în luna octombrie, noaptea să mergeți pe drumurile din centru. Totuși, și eu mă pierd pe acolo. Acolo sunt drumuri care nimeni nu le cunoaște. Sunt atât de multe, atât de mici și toată noaptea stați pe drumurile astea. Sfatul meu e asta. Acolo se mănâncă bine, stă bine și să văd lucruri care nu sunt pe copertă, pe jurnale și mai departe. Și nu e aglomerație. Nu e aglomerație. Și noaptea. Și frumos, și cald, și sunt italienii mai adevărați și ceva mai romantic chiar. Nu, trebuie să țin cont. Da. Că altfel mergi acolo și stai ca la piața centrală, da? Când vrei să vizitezi o locație. Asta și la Veneția, asta peste tot. Italienii ies în noaptea, că să nu vadă turiștii. Da, spune despre specificul ăsta al italienilor, de a merge să ia ziarul, o cafea sau de a bea un prosecco. De când asta și cum a venit la ei? Nu. Am impresia că în ultima perioadă și la noi un pic capătă contur obiceiul ăsta. Asta e genetic. Nu a fost o perioadă. La dânși erau așa și poate și în anul 1800. Ei sunt așa. Este văzut ca un mod în realitate. Așa trăiesc ei viața, așa savurează viața și așa fac relații publice. De exemplu, orice italian, orice zi ia măcar una, două sau trei cafele. Este văzut ca un mod. Mă relaxez, costă foarte puțin și fac prietenii. De exemplu, în Chișinău nu văd lucrul ăsta. Și văd că aproape în Chișinău, multe ori, asta e senzația mea, pentru persoane, este văzut ca un motiv de ieșire. Adică, hai să ieșim la o cafea. Și asta e un preț, e un cost. Și vorbesc de persoane care își permit lucrul ăsta în Chișinău, care au bani. Dar, de exemplu, văd că cheltuie bani, de exemplu, pentru o mașină scumpă, pentru haine de sute de euro, dar nu se duc orice zi la cafea. Dar, de exemplu, eu îmi cumpăr haine poate mai simple, dar orice zi mă duc 2-3 ore la cafea. Adică italienii zic, păi nu mai frumoasă viața așa? Adică gustăm mai puțin, dar orice zi. În loc să cheltuim pentru lucruri mai importante, dar pe urmă stăm acasă. Adică e important să stăm totdeauna în oraș, să facem prietenii, să facem cunoștințe. Ce bun. Iată, cu ocazia asta, eu am pregătit aici partenerul interviurilor fără protocol este Aurelius. Mulțumesc mult. Și tu ai zis că îți place vinul roșu. Da. Și am aici un Merlot din 2021. Și ți-l dau să-l deschizi cu cineva la care ții foarte mult. Bine. Și când o simți nevoia asta, pentru că îl recomand cu mare încredere și indicat ar fi să fie cu cărniță de vită. O seară romantică. O seară romantică, neapărat. Da. Așa că e pentru tine. Mulțumesc mult. Și hai să încercăm să aducem tradiția asta și în Republica Moldova. Da? Da. Uneori la prosecco, uneori la cafea, uneori așa. Chiar dacă n-am menționat asta, tu ești filosof. Tu ai făcut facultate de filosofie. Da. Acolo în Roma, dar cumva la Vatican. Explică ce te-a determinat să mergi să faci filosofie. Îmi plăcea de când eram mic să citesc foarte multe cărți și asta era facultatea care, de fapt, ca să treci facultatea trebuie să citești numai cărți și îmi părea distractiv și am ales facultatea asta la Vatican pentru că e complicat, pentru că există, în Italia există universități publice și private, italiene, prima există universități catolice care sunt făcute poate de Vatican sau cu inspirație catolică, dar totdeauna nu aparțin la Vatican și universități pontificale, adică
titlul de studiu este lăsat de statul Vatican. Și într-un oarecare mod am absolvit facultatea în străinătate, zicem, chiar dacă era orașul Roma. Îmi plăcea filozofie, mă căutam pe mine, căutam, nu știu, o soluție în viață. E considerată prestigioasă în facultatea de filosofie acum în Italia? Pentru că la noi am impresia că puțini merg așa din propria dorință neapărat să facă filosofie în varianta pe care noi o știm. Nu este în fapt de prestigiu. În realitate, da. În sens că cine continuă cu filozofia, lucrează în lumea editorială, jurnalistică, dar mai mult în lumea editorială aproape toți. Sau, de exemplu, profesori sau școală. Eu nu am căutat asta, niciodată n-am vrut. Eu pur și simplu am crezut la un moment dat și am crezut bine că prezența sau anturajul, zicem așa, preoțesc avea să mă ajute cu disciplina. Eram așa un pic mai pierdut la 20 de ani, nu știam ce să fac, unde să învăț, unde să mă duc. Dar 4 ani cu preoții, cu disciplina, cu rugăciunele, te schimbă, te transformă. Deci erau preoți profesori? Toți profesorii, în afară de 3, erau preoți sau monaci. Da. Eu eram într-o clasă de 20 de studenți și din aceștia 20, 17 erau ori preoții băieți, ori monaci, ori două surori. Adică eu eram unicul care nu era religios împreună cu alți doi. Și cum ți-a schimbat viziunea față de viață, iată, această perioadă de 4 ani? Mi-a dat o viziune de sistem. Iar că în realitate Moldova lipsește cultura clasică, cultura umanistică. Cine studiază istorie, cine studiază filosofia, are o idee foarte mare, foarte bună de continuitate. Adică te uiți în trecut, vezi trecutul, vezi 100 de ani în urmă, vezi 10 ani în urmă, te vezi pe tine în viitor. Dar în Moldova, eu văd chiar persoanele, multe persoane trăiesc ori cu ziua de azi, ori gândesc în termeni de un an, doi ani, cinci ani. Toate țările puternice care au o istorie, studiază istoria, studiază filosofia. Adică trebuie să vezi omul ca om, nu ca viitor lucrător. Scopul nu este să avem lucrători, să avem oameni care știu să se comporte în societate, cum să aibă o logică, cum să gândească, ce să zică, ce să nu să zică. Deci lumea Moldova se jeluie că ea ca lumea nu vorbește bine, ea ca lumea te trimite, dar cum poate să nu fie așa? Cine a citit Eminescu nu te trimite. Sau poate da, dar în mod mai frumos. Da, cu cât e mai mic nivelul de cultură, cu atât limbajul e mai buruienos, am impresia. Ce înseamnă, de fapt, Vaticanul din culise? Noi ceea ce știm arată frumos cu ceea ce vedem la televizor. Este interesant pentru că lumea vede Vaticanul ca o atracție turistică. Vaticanul este putere mondială. Adică o țară care are, nu știu, 2 km pătrate de teritoriu și ceva ca 500 de mii între preoți, monaci și surori, are o influență mondială. Vaticanul crește, dacă ne uităm bine, dă multe burse de studiu în orice țară. Construiește orfelinate, case pentru bătrâni din Africa, în Sud America, în Asia și în Est Europa. Așa că este de fapt o țară. Chiar dacă nu pare, adică toți se gândesc la Papa, ceva de turism și mai departe, este o țară cu o proprie geopolitică. Adică statul Vatican poate să condiționeze cine o să fie primarul în Buenos Aires sau în Rio de Janeiro, de la Roma. Și nimeni nu se gândește la asta când se uită la Papa sau la un preot. Dar ei au un mare control și o mare influență asupra lumii jurnalistice, există o lume imprenditorială, catolic în Spania, în Portugal, în toate țările din Sud America și în multe țări din Africa. Dar toate scandalurile astea legate de preoții catolici cu pedofilie și tot așa, pe care ei încercau să le ascundă, influențând presa sau amenințând presa, cât de mult se vorbește despre ele în Italia și care este atitudinea față de ceea ce s-a întâmplat? Se vorbește foarte mult, dar e o problemă foarte dificil de rezolvat. Eu nu vreau să zic nimic de politica incorrect acum, dar asta e o problemă care o să aparțină mereu la Biserica Catolică. Pentru că 99% din preoții catolici n-au dreptul să însoare. Numai preoții catolici care sunt uniați, adică în Ucraina și în România există așa ceva, adică ortodoxi care au trecut la catolicism. Și în multe familii, din buna burghezie, de exemplu spaniolă, italiană sau chiar și arabă din Irlanda, de exemplu, hai zicem, ficiorii care sunt omosexuali, sunt trimiși în lumea asta. Ca și cum, pentru că multe familii, chiar și nobile, aristocrate, zic că
Dar când face copii ficiorul cealaltă tău? Zice, da, nu, el s-a făcut monah. Dar i-au făcut monahi ca scuză ca să-i trimată, zicem, în afară. Și mulți bărbați într-un monaster, nu știu, 50 de bărbați, care toți au niște gusturi, zicem așa, sexuale de un anumit tip, pe urmă fac scandaluri sexuale. Adică 100% din scandalurile care sunt în lumea catolică sunt de natură sexuală. Nu sunt de natură, nu știu, bani și așa mai departe. Și asta o să fie problema la dânsul mereu. Și pentru că Vaticanul este extrem de închis, da, sau lumea asta catolică, ei nici nu permit ca de acolo să iasă anumite informații, nici nu influențează, nici nu încearcă să... Dacă informația iese, ei au puterea să o oprească. Pentru că au... Fac un exemplu. Citeam câteva timp în urmă că era un deputat din Italia, un deputat care era foarte anticatolic, foarte ateist și mai departe, dar trăia în chirie în centrul Romei, unde chiria era 3.500 de euro pe lună, dar chiria o plătea 500 de euro pe lună și apartamentul aparțea Vaticanului. Iacă, există posibilitatea ca statul să facă, de exemplu, așa ceva, adică îți dă ajutoare de acest tip, dar pe urmă când este un scandal, sună aceste persoane, zic, așteaptă un pic, dar chiria o plătește așa, așa că poate mai bine ca notiția asta să nu iasă. De asta sunt presiuni asupra jurnaliștilor și redacțiilor care au încercat să scrie despre ceea ce se întâmplă în Vatican. Dar și fără presiuni. Ei au jurnaliști. Eu nu vorbesc numai de rău acum. Eu iubesc lumea aceea. Am crescut și acolo. Uite-te, dacă vrei să aprofunzim acest discurs, haideți să-l punem așa. Când exista Uniunea Sovietică, când exista comunismul, catolicii s-au înfricoșat. Nu știau cum o să o supraviețuiască. Nu știau unde o să ajungă comunismul în țările celea. Și, de exemplu, să fac un exemplu de o realitate care am auzit de la mulți cunoscuți. S-a creat o organizație care se numește Opus Dei, de exemplu. Opus Dei este o asociație privată, nu chiar așa, înseamnă Opera Dumnezeului, în limba latină. Și această organizație, la început, a zis un cardinal spaniol, noi nu o supraviețuim ca biserică dacă ne închidem în biserică. Avem nevoie de viața socială, de lumea socială. Așa că haide să începem să creștem copiii, băieți care o să fie viitori jurnaliști, businessmani, o să fie politicieni și mai departe. Și prima îi lăsăm liberi în lume, dar o să aibă de una o legătură cu lumea noastră. Și, de exemplu, această asociație care face lucruri și bune, ajută și copiii, nu face lucruri rele, dar au puteri incredibile, de exemplu, în Sud America sau în Spania și în Italia. Și este, de fapt, secretă. Pentru că persoanele care fac parte din această asociație, zicem, numele lor este pus pe o listă. Dar chiar și când papa cere această listă și zice, dar pot să văd lista? Ei zic, da, da, dar când îi dă o listă, nu îi dă toate numele pe listă. Decide ei care sunt numele și care nu. Și nu este nimic de secret. Asta e public, toți știu unde este baza acestei grup și mai departe. Am, de exemplu, un prieten, știu asta pentru că am un prieten care a fost cerut să intre, de exemplu, în această organizație. Și cunoșteam și alții și sunt toți intelectuali, sunt toți pregătiți, sunt toți persoane foarte puternice și fac lucruri foarte importante chiar din punct de vedere social, dar sunt o putere. O putere, adică în sens de soft power. Dar care este rolul papei, de fapt, în lume? Este atât de mare cum îl vedem? Da. Da. Pentru că, fac un exemplu, dacă președintele Italiei dorește să sune la telefon președintele Chinei, președintele Chinei poate zice că aștepta 5 minute. Dar când sună papa, răspund toți. Totuși, papa e o figură de mijloc, o figură care mediază. Așa că când se întâmplă situații chiar dificile în lume, războaie și așa mai departe, papa intervine ca un fel de ambasador în mijloc. Această putere o are. Și dacă tu zici cine e papa într-o țară din Africa, în Sud America sau în Moldova sau în China, mulți știu. Dar dacă zici cine e președintele, nu știu, Spaniei, majoritatea nu știe despre ce vorbim. Este o figură foarte importantă și e o adevărată țară-imperiu. Ca să revenim la absolvirea ta, ai absolvit filosofie și ai mers să te angajezi în domeniul imobiliar. De ce imobiliar? Atât de bine funcționează în Italia acest lucru? Da, în Italia funcționează foarte bine și poți trăiești foarte bine. La început nu, da, se poate. În realitate mai mult pentru că am cunoscut niște persoane care ca lucru cumpărau apartamente, făceau reparații și vindeau apartamentul. Și mi-a părut interesant acest lucru și i-am întrebat și mai departe. Dar toți mi-au zis că erau foști agenți imobiliari. Adică au lucrat 10-15 ani cu acest lucru și prima au schimbat. Și am zis că hai să fac și eu la fel. Adică dacă nu rămân în lumea asta, nu știu, culturală și mai departe, încep ca agent imobiliar vreo câțiva ani și pe urmă văd.
Ce salarii pare să aibă un tânăr în acest domeniu? În Italia, agențiile se împart în două feluri. Agenție de tip italian și agenție de tip străin american, numim noi. Agențiile de tip italian, de fapt, ești aproape un angajat al agenției și ai un fix și niște procente. De exemplu, Tecnocasa, foarte cunoscută în Italia, în orașul Roma vorbesc pentru că e diferită, se pornește de la 800 de euro leafă fixă și pe urmă ai niște procente. Dacă vrei să ai mai multe procente, trebuie să scoți din fix. Dar de la început, de la toți, 800 fix și macar 10-15% de procente, dacă ești mai bravă, mai multe procente, dar trebuie să întrebi. Și asta e deja baza minimă, adică 800 minim. Și la ce salariu poți ajungi cu procente? 1500, 2000, 2500 de euro? Dacă vorbim de un băiat de 22 de ani care abia a început, stă vreo 2 ani cu 1100, adică e foarte greu. Când depășește o perioadă, de exemplu, prietenii mei, am lucrat la două agenții care am lucrat, era o agenție de tip americană, stau pe 2800 pe lună. Ceea ce e ok. Da. Hai să trecem la viața personală și specificul italienilor în general. De ce italienii se căsătoresc atât de greu? Pentru că răspunsul meu șmecher la această întrebare este că nu poți să te desparți. Adică în Italia s-a văzut foarte rău despărțirea și mulți acum se despart. Dar chiar și întrebarea că, de exemplu, italienii, dar italienii se împart în nord și sud, nu știu, dreapta și stânga, catolici, nu catolici, clasa mijlocie și clasa nu mijlocie, asta e foarte important lucrul ăsta. De exemplu, în clasa mijlocie, în clasa mijlocie catolică, de exemplu, nu poți să te desparți. Dacă, de exemplu, tu ești un jurnalist acum foarte cunoscut și peste 5 ani tu te desparți, e capabil că mulți invitați să nu mai vin la tine pentru că zic, de el s-a dispărțit, adică ceva, adică nu merge, adică nu trăiești. Inspiră încredere. Da. Și dacă ești, de exemplu, o persoană care lucrează, nu știu, pentru Apple, ceva din important, Microsoft, inginer sau așa, este văzut foarte bine că să ai soție, copii, să te întorci la oară acasă și mai departe. Așa că e ca și cum întârzie alegerea pentru că odată ce alegi, rămâi acolo. Și adică persoanele rup cu tine relațiile dacă pentru așa ceva. Eu am mai auzit undeva opinia asta că în caz de divorț, bărbatul rămâne practic fără nimic. Adică sunt extrem de protejate femeile. Și ele după aia pot fi întreținute inclusiv de bărbatul care a divorțat de ele. Cum funcționează la modul practic? Și asta este motiv de discuție și e adevărat în majoritatea cazelor. Dacă există un contract prematrimonial, tu aperi ceea ce aveai până la nuntă. Adică dacă eu am o casă și fata ai o casă, ne despărțim, casa rămâne la mine. Dar asta e ceea ce ai, dar întreținerea copilului, întreținerea soției, întreținerea după stilul de viață care l-a avut cu tine. Așa că dacă soția era obișnuită să ducă în sala de sport cea mai bogată din oraș, să mănânci într-un anumit mod, să aibă o anumită, nu știu, viață socială, judecătorul zice cam aceiași bani trebuie să-i dai. Așa că nu trebuie să dai minimul, adică îți dă pentru copil, mâncare și două chitanțe. Multe ori chiar deciziile judecătorului sunt după stilul de viață. Deci în favoarea femeilor. În favoarea femeilor. Și de asta bărbații sunt mai reticenți. Nu de asta, asta e chiar... Dar italienii nu sunt așa de triști pentru acest lucru. Sunt supărați, dar sunt familiști. Adică dacă cu o femeie ai făcut niște copii, chiar dacă nu ar fi decizia judecătorească, bărbatul îți dă tot la copii. Italienii sunt foarte, foarte... Adică familiști în loc în sensul ăsta. Dar dacă vorbim despre migranți, iată cei ca și tine, chiar dacă ai locuit acolo 20 de ani, cât de complicat e să îți găsești o femeie, o fată acolo cu care să te căsătorești sau să faci o relație? Adică ele sunt mai reticente în privința migranților. Pentru o relație nu este așa de dificil. Pentru căsătorie foarte. Între un bărbat, de exemplu, moldovean și o fată italiancă, aproape imposibil. De ce? Între o femeie, nu este văzut bine. Adică chiar și fetele italiene nu le văd așa. În cazul meu nu, pentru că eu sunt considerat pentru dânșe jumătate, adică am crescut jumătate italian. Dar în sens e o cultură foarte diferită. Bărbatul slav, bărbatul din Est Europei este foarte diferit de bărbatul italian. Familia fetei multe ori nu este de acord cu asta. Și în Italia funcționează așa, adică ce zice familia, ce să face. Chiar dacă nimeni nu o să zică lucrul ăsta, nici un italian nu o să admite lucrul ăsta, o să zică, nu, noi decidem.
dacă, de exemplu, părinții zic, fata asta moldoveancă nu o vrem, sau betul ăsta, așa, pur și simplu, nu o să fie căsătorie. Nu se poate așa ceva. Pentru că prioritatea e relația cu familia și după aia deja cu iubitul, iubita. Da. Și înțeleg pentru moldovenii de acolo care au mers copii și acum au ajuns la maturitate și vor să-și găsească o persoană alături, e extrem de complicat să găsești pe cineva. E foarte complicat, în sens că suntem totuși puțini și de atâta eu văd un fel de patriotism de reîntoarcere, pentru că la un moment dat, nu știu, primii moldoveni care ajungeau în Italia, ei nu se gândeau așa, nu știu, obligatoriu să ne surăm între noi, să avem numai prieteni între noi, adică din punct de vedere relațional, sentimental. Dar generația mea, adică a doua generație care s-a născut în Italia sau poate a crescut în Italia, nu știu de ce, dar se reîntoarce, adică zice, nu, eu vreau o moldoveancă sau un moldovean, vrem să stăm între noi, mai bine. Și se caută între dânsii. De exemplu, dacă cine nu mai crede chiar și acasă, sunt grupuri pe Facebook, de exemplu, nu știu, moldoveni în Italia, moldoveni la Roma, moldoveni la Milano, și dacă intrați acolo, câteodată vedeți, bună ziua, eu am fată, noi trăim la Verona, am fată, cine are un băiat pe undeva, pe la voi, la Roma, sau ceva de genul. Da. Pentru căsătorie? Pentru căsătorie. Nu cred. Adică jur, sunt așa anunțuri. Eu am un prieten de-al meu, de exemplu, care a intrat pe grupul moldoveni la Roma și erau 30.000 de persoane. Și s-a uitat pe toate profilele la 30.000 persoane, pe când a văzut o fată care s-a îndrăgostit, i-a scris și acum se căsătorește peste 6 luni. Îți jur. Și tot așa mai departe. Mama, că e foarte activă în Italia și mai departe, are sunete orice zi, de exemplu, bună Tania, noi avem un băiet ea ca la Milano, la Roma aveți moldoveni care au fete, câți ne au, cine sunt și mai departe. Și îți dă un număr între dâns și se organizează ca moldoveni de 100 de ani în urmă. Măi, sună a film, adică nu pot cred. Atât e de complicat în ziua de azi, chiar cu internetul, să se găsească acești oameni. Dar nu, în sens, pentru că chiar zici, ai internet, dar faptul că ești înregistrat ca Dorin Galben în Italia, dar sunt 1000 Dorin, adică sunt 60 de milioane de persoane. Trebuie să ai comunitatea care totuși trăia. Mulți, nu știu, auzeam de unul care se ducea în biserică ca care se caută fată. Că acolo ziceau românce sau moldovencele, zice, una de-a noastră, unde o găsesc? Ori te duci în biserică, ori trebuie să suni ea ca la mătușa de acolo, la cealaltă de acolo. Adică, cum făceau de fapt armenii și evrei în Chișinău, din câte am auzit 50 de ani urmă? Adică se găseau între ei? Se găseau între ei și fac căsătorii, adică nu organizate, în sens familie cu familie. Dar în sens, uite-te, noi avem o fetiță, noi avem un băiat, are 20 de ani, bravo, voi băiat, hai să ne întâlnim, hai să ne vedem. Și se nasc căsătorii. Dar asta la generația mea, nu prima generație, adică cei care deja au copii și mai departe, se caut între ei. Și unii care decid să revină în Republica Moldova, inclusiv se gândesc că aici s-ar putea mai ușor să găsească o persoană potrivită, o fată, un băiat respectiv. Dacă ar sta o perioadă mai îndelungată. Da. Ca și asta e motivul la discursul care am terminat, pentru că dacă te însori cu o italiancă, nu poți să te întorci în Moldova. Asta e lucru care la nimeni nu se gândește. Eu, de exemplu, în Italia, să-mi găsesc o fată italiancă, dar 90% nu o să vină niciodată aici. Așa că dacă tu te căsătorești cu un străin, tu ai rupt aproape totdeauna cu țara asta. Așa că dacă te căsătorești cu unul de-al nostru, ești moldovean încă. Și e adevărat, în Moldova este mai ușor de găsit. Dar totuși îmi dau seama că în ultimii ani ne-am schimbat. Adică moldovenii din diaspora și moldovenii din Moldova, ceva puțin diferență este. Lucru straniu este că suntem mai patrioți noi decât mulți moldoveni care sunt aici. Eu văd lucrul ăsta, îmi pare. Da, vezi că celor de acolo le-a lipsit, iată, vouă, v-a lipsit foarte mult Moldova și ești mai atașat și sufletește. Dar cei care au fost aici o văd ca pe o normalitate. Așa a fost, va fi și ceva obișnuit. Da. Dar iată de când ai revenit. Cum vezi comunicarea, în general, lumea asta a tineretului, partea asta de relaționare cu o femeie, cu o fată, cum o vezi tu? Cât e de diferită de Italia? Văd tineretul din Moldova împărțit în două părți. O parte foarte frumoasă, foarte educată, foarte mai mult ca în Italia. Fete, vorbesc în cazul meu, fete mai frumoase ca în Italia, mai educate ca în Italia, mai respectuoase, mai mult și pentru căsătorie, adică perfecte. Și a doua parte, chiar a tineretului în general, completamente pierdută. Adică băieți, fete care nu fac nimic toată ziua, stau pe TikTok, așteaptă bani de la părinți, ori dacă sunt în Moldova, ori dacă sunt în străinătate, beau, fumează, se droghează și mai departe.
În sens că văd o, în Moldova văd o separare foarte mare între cine încearcă un pic să se conserveze și cine un pic să pierde. Adică asta... prea multă libertate poate fi dăunătoare uneori. Nu cred că e libertate, că în Italia suntem foarte liberi. Da, dar acolo sunt probleme cu drogurile, cu tot felul de substanțe interzise. Dar totuși, familismul ăsta îi controlează. Adică la un moment dat îi zic, ok, până la 21 de ani distrează-te și pe urmă te întorci acasă, te disciplinezi și te comporți bine. Și fac așa italienii. Adică îți distrează până la o anumită dată, anumită perioadă, dar când trebuie, pe urmă sunt mai serioși. Nu cred că Moldova e un fapt de libertate, este un fapt, din păcate, în țara asta și criza migrației, s-au rupt familiile. În Moldova s-au rupt familiile și înăuntru, adică tatăl nu vorbește cu mama, tată, când se întoarce de la lucru, ce relație are cu fiica. Eu totuși îmi dau seama că primul bărbat al unei fete e tata. Dar în Moldova tata aproape nu există. Eu văd chiar și pe drum și mai departe, sunt persoane fantastice, familie fantastice. Dar văd că mulți părinți n-au relații bune cu copiii, nu comunică cu dânsii, nu explică lucrurile. Și copiii ajung deja la 16 ani și deja sunt alte persoane, nu te mai ascultă. Adică aia ca importanța de a mânca toți împreună la oră. Importanța de a avea o comunitate. Și nu zic că moldovenii ăștia așa, au devenit așa. Pentru că când eram eu mic, exista comunitate. Persoanele stăteau împreună, mâncau împreună, sărbători împreună, la oraș, la sat, peste tot. Ne lipsește asta. Eu cred că, asta e soluția Moldovei, comunitatea. Dar tu cu ce atitudine ai venit? Iată aici, în Republica Moldova, să îți găsești o persoană cu care să te căsătorești sau ai totuși mentalitatea asta preluată de la italieni? Cât mai târziu, cu atât mai bine, îmi fac viața profesională, în viața personală, când o fi, atunci o fi. Nu, m-am întors în Moldova pentru că sunt patriot. Dar, da, vreau să-mi caut o fată. Vreau niște copii. Încep să simt, necesitatea asta. Vreau niște copii. Și te gândești că cea mai potrivită pentru tine ar fi anume o moldoveancă. O moldoveancă, moldoveancă de noastră. Una care face plăcinte. Ceva de ce? O moldoveancă care face plăcinte, moldoveancă, ar fi mai bine. Bine, noi vorbim așa cu face plăcinte, că acum știi că nu ai nicio problemă să te duci. Important să există comunicarea asta, da? Nu, că ai mers să cumpărat o plăcintă. Nu, da. Să face plăcinte, eu zic asta în glumă, în sens că o moldoveancă, una de noastră, în sens care cunoaște țara asta, tradiția asta, adică să ne înțelegem. Nu zic că face plăcinte cu basmaua ca bunica și mai departe, dar în sensul ăsta, adică o patriotă. În Republica Moldova, în continuare, avem destul de multe probleme la capitolul atitudinea față de femei, a bărbaților în special. Violența asta domestică care este prezentă și consumul de alcool în exces. În Italia, cât de protejate sunt femeile? E foarte dificil. E foarte dificil ca să întâmple așa ceva. Italienii au și apucături foarte violente, dar nu acasă. Adică în societate, pe drumuri, se ceartă și mai departe. Dar nu femeile, foarte rar. Nu ca Moldova. Dar asta totdeauna se pornește din familie. Adică dacă un copil a văzut un tată care, dansează cu mama, o sărută, se joacă, zâmbește, de atâta cine vine din străinătate vorbește de una de importanța zâmbetului. Pentru că dacă eu mă întorc acasă și sunt un tată, am niște copii și zâmbesc, ne jucăm împreună și mai departe, copilul ăsta nu o să fie niciodată capabil să bată o femeie. Dacă bate, înseamnă că ceva a văzut, înseamnă că ceva nu a mers. Adică se începe din copilărie problemele astea, nu se începe un bărbat a pierdut mințile și a bătut femeia. Eu cred deja de copil avea probleme. Și acolo poliția intervine în cazuri de violență rapidă. Da. Dar în momentul în care s-a creat căsnicia, cum văd italienii? Banii la comun s-au separat? Femeia neapărat să meargă și ea să lucreze sau să stea acasă cu copiii, să aibă grijă de casă, de făcut curățenie, de făcut mâncare? Care este abordarea? Dacă există posibilitatea, mai ales în clasa mijlocie, zicem așa, nu este văzut aproape bine ca femeia să lucreze. Adică femeia stă acasă cu copiii, îngrijește și mai departe. Adică lucrează ca ceva în plus. Să facă un ban în plus sau pentru ca să aibă multe stimuli în societate. Asta pentru mai mult clasa mijlocie. În rest, femeile lucrează. Banii sunt în comun. Dar faptul că sunt în comun nu înseamnă că e în comun, adică ca în Moldova. În sens că femeia italiancă e femeia care controlează ea banii, dar nu în sens că îi folosește pentru gusturile sale. Adică ea economisește tot și
sună bărbatul, zice, dar de ce ai cumpărat haina aceea chiar și pentru mine și pentru tine, că costă dublu? Trebuia să cumpere, costă mai puțin. Adică femeia italiană, femeia care gestionează familia, gestionează banii și gestionează tot. E femeie maternă. În Moldova femeile sunt mai independente ca în Italia. Lucrul ăsta m-a surprins. Dar cum ai observat asta? Femeile aici sunt mai tare. Aici femeile sunt mai bărbați ca bărbații, spun zice. În sens că sunt tare, adică lucrează, sunt autonome, știu ceea ce vor, știu unde să duc, știu ceea ce să facă. Adică îi văd foarte decise și în sens pozitiv zic asta. Dar în Italia nu e așa. În Italia femeile sunt mai, nu știu, au putere ea ca în cazul divorțului, au putere în familie și mai departe, dar sunt așa un pic mai materne, adică ele gestionează familia, dar nu se gândesc în sens de unul, se gândesc în termeni de grupi. Asta e marea diferență care eu simt aici. Dar care este tendința în Italia în legătură cu copiii? Familiile își doresc mulți copii sau câte unul sau deloc? Majoritatea fac acum unul sau maxim doi, în afară de ea ca burghezia catolică care face mai mulți. Dar dacă nu există motive, nu știu, mare iubire de copii sau motive religioase, ceva de genul, mai mult de un copil sau doi nu se fac. Tendința la noi în ultima perioadă am impresia că e pentru mai mulți copii. Frumos. Nu știu de ce, în anturajul în care cel puțin sunt eu. Nu știu care este statistica la nivel general. Dar vorbind despre atitudinea asta a italienilor sau tradiția de a trăi împreună cu părinții, în aceeași casă, în același bloc, într-o curte, cum o vezi tu? Că îți creează impresia că așa sunt mai mămoși, mai greu rup legătura cu familia de bază. Lucrul ăsta l-am auzit și niciodată nu l-am înțeles chiar de la fetele din Moldova. Ideea asta de mămoși. Numai că în Italia, pentru o fată italiancă, lucrul ăsta e invers. Adică dacă în Italia eu mă arăt mamos în privința mamei mele în fața la o fată, fata zice, dacă se comportă așa cu mama, o se comportă așa și cu mine. Înseamnă că e bun de însurat, de căsătorit. În Moldova este văzut ca și cum ceva suspectos, adică ca și cum ești... Că el la fiecare pas întreabă de mama ce să facă, unde să meargă, cum e prea dependent, e prea copilăros. Momentul în care soția devine ea mama familiei copiilor, el o să facă așa cu soția. Adică o să lese mama și o să sună soția și o să zică unde mă duc, ce să fac și mai departe. În sensul ăsta, femeile au putere. Este unitate, adică... Dar uite-te, eu să-și face, dacă eu aș fi acum un chiar italian 100%, ce aș face o întrebare invers în sensul ăsta, adică pentru mine e straniu că eu văd băieții în Moldova, băieți adulți care lucrează, au bani, trăiesc bine, au mașină de 10.000 de euro, dar pe urmă vezi poate la nuntă sau la sărbători părinții de la sat care stau neîngrijiți și trăiesc cu puținele. Iar că din punct de vedere italian îi zic, da, cum pot băieții ăștia să aibă mai multă importanță pentru dânsi, nu știu, mașina și materialismul decât mama lor care stă poate la sat și au lăsat acolo așa. Aici e vorba de educație. Un băiat care a fost educat foarte bine, normal că mereu o să dea prioritate familiei, da, mamei și tot așa mai departe, dar asta nu înseamnă că neapărat o să tindă să trăiască într-o curte cu mama sau într-un apartament sau tot așa. Parcă este dorința asta, da, deci este familia de bază, este familia nou creată unde ai copii, asiguri și mama, și tata, și frații, ori dacă mai ai, ca să aibă tot necesarul, dar și familia ta să aibă tot necesarul și fiecare la casa lui. Dar fără influențe din asta, ca să sune să spună că mie nu-mi place cum a vorbit cu tine sau cum a vorbit cu mine soția ta, ia te rog, ia atitudine și el vine și o ceartă pe soție. Nu, deci fiecare cu familia lui, cumva asta. Dar cei care își cumpără mașini scumpe, apartamente, vacanțe de 10.000 de euro și părinții mor de foame în sat, ăștia sunt niște oameni care nu se respectă pe ei și nu respectă părinții. E adevărat, asta e tot altceva. E adevărat, dar dacă mi-aduc aminte bine și la satele noastre, unul din copii rămânea acasă și mama în sarai sau părinții. Adică era și la noi așa, numai că ne-am occidentalizat în ultimii ani. Și acum toți vin la oraș și respectiv da, nu mai vrea nimeni în sat. Da, dar familia pentru italieni nu este numai ceva de sentimental sau ceva familie, este și un fapt economic. Dacă nu înțelegem asta, nu putem să înțelegem Italia. Italienii trăiesc în familie, trăiesc toți împreună dacă pot, dar și lucrează împreună. Dacă deschide un restaurant, deschide fratele cu fratele, cu verișorul, cu prietenul și așa mai departe. Așa că pentru dânsii legătura este cu cât mai mult suntem uniți, cât mai mult suntem bogați. Dar dacă ne despărțim, ne însărăcim. Și eu văd în Moldova, că toți vor să devină bogați, decât înțeleg. Toți dar vor singurei. Dar singurei.
Și eu zic, scuzați-mă, dar singuri și bogați îmi pare un pic dificil. Adică trebuie să fim împreună, trebuie să facem comunitate, familia, comunitatea, sat, oraș. Hai să revenim la, la Moldova și la faptul că tu ești aici și la ce ai venit, de fapt. Ce ai, tu n-ai venit să cumpere aici un apartament, tu aveai deja o casă, tu aveai unde, un acoperiș deasupra capului, în sens că nu ai luat-o chiar de la zero. Cât de mult a contat asta pentru tine, că aveai deja aici un apartament și nu trebuia să achiziți chirie sau să o cumperi? Foarte mult, pentru că e clar că dacă trebuia să încep de la zero, fără să cunosc orașul și așa mai departe, era aproape imposibil pentru mine. Eu, de exemplu, înțeleg limba rusă, dar gavariu ploha și adică și asta nu mi-ar fi ajutat, adică și mai multe lucruri. Pentru mine ar fi fost foarte imposibil, pentru că eu nu m-am reîntors și am trăit 20 de ani aici. Am venit aici după 20 de ani de Italia. M-a ajutat. Nu pot să neg lucrul ăsta, dar în diaspora e plin de lume care are aici case părăsite, apartamente părăsite și numai să se întoarcă. Și oricum le este frică. Da. Tu îmi spuneai la telefon că ai început să înveți limba rusă, pe bune? Da. Da. De ce simți nevoia în Republica Moldova să înveți și rusă? Păi, e o limbă în plus, de una te ajută, în realitate. Și văd că trebuie tot, pe drum, pe stradă, la lucru, peste tot, adică limba rusă este totuși încă vorbită și m-ar ajuta în plus. Adică nu o văd ca ceva în sens în opoziție, nu știu, la limba noastră. O văd ca, haide să fac ceva în plus ca să știu și limba asta. Tu lucrezi și aici în domeniul imobiliar, tot agent imobiliar. Poți face o comparație costurile apartamentelor și caselor în Roma și respectiv în prezent în Republica Moldova. Cât de mult diferă? Nu cred că există comparație. În Roma mai puțin de 3500 la metru pătrat nu există. Uh-huh. Adică vorbim totuși de, nu știu, eu am vândut niște apartamente medii în orașul Roma, dar vorbim de apartamente de 480.000 de euro, cam așa, mărimea, costul, adică totul este foarte diferit. Dar nici la noi nu e extrem de ieftin, asta e ideea. Nu, da, nu comparăm cu Roma, da, că totuși Chișinău, Roma sunt două lumi diferite, dar cum ți se par prețurile aici? Îmi dau seama că pentru cine a trăit de una aici, cine trăiește aici, prețurile sunt foarte mari acum. Îmi dau seama de asta. Dar trebuie totuși de făcut o comparație, pentru că persoanele fac o comparație cu prețurile de acum, cu prețurile, de exemplu, 10 ani în urmă. Dar trebuie de făcut o comparație, de exemplu, și care era leafa de 10 ani în urmă, adică câte leafe trebuia să ai ca să cumperi un apartament și acum câte leafe trebuie să ai ca să cumperi un apartament. Bun, la noi mulți compară cu ce era acum 2 ani. Da, ca, asta da. Da, și diferența e practic s-a dublat, dar salariul nu s-a dublat. Asta de, de aici, dar tu cum explici, at fiind în acest domeniu, ce se întâmplă pe piața asta imobiliară? De ce prețurile au luat o rază atât de mult? Eu cred că este o perioadă de incertitudine, război din Ucraina. O perioadă de inflație. Inflație. Dacă nu mă greșesc, ultima lucru care am citit era 35%. Era peste 30%, dar adică acum s-a micșorat. Și nu există așa ceva, nu știu, numai în țările din Sud America, adică e foarte mare. Din punct de vedere a chiriilor, de exemplu, din păcate, refugiații ucraineni au venit, au ridicat chiriile în timp foarte scurt, foarte mare. Persoanele care vând, de exemplu, apartamente în blocurile vechi, le vând la prețurile ca în blocurile noi. Și cam acestea sunt motivele. Ia ca, de exemplu, un lucru care pentru mine este foarte ironic, foarte comic, este că persoanele cred că în Moldova că agenții imobiliari au puterea să decidă prețurile la apartament. Adică apartamentul costă 50 și agentul singur decide costă dublu. Nu există așa ceva. Agentul nu are nicio putere. Totdeauna proprietarul zice, uite-te, îl pui la prețul ăsta și eu decid. Și agentul este plătit pentru asta. Adică nu are nicio putere. Asta e piața, asta e Moldova din ziua de azi. Dacă nu era războiul din Ucraina, eu cred că era diferit. Și cred că dacă acum, în viitor, lucrurile o să fie mai bine, o să fie mai bun și prețurile. Dima, spune cum te-au primit moldovenii acasă? Care au fost reacțiile? Da, în realitate, până acum, aproape toate persoanele care mă văd pe drum, care vorbesc cu mine și mai departe, cred că eu sunt un turist sau un străin. Adică nu sunt moldovean. Cred că sunt, nu știu, un student arab sau ceva de genul, adică, mai eu chiar ca un turist. Adică vorbesc cu mine, adică, știți unde e autobuzul, știți unde e asta, adică mă tratează cam așa pe drum. Da, adică nu... Pentru accent tău, dacă tu ai un pic accentul ăsta italian. Da. Și asta te jignește, te ofensează? Nu, văd ca ceva comic, adică eu zic, dar eu sunt moldovean, de la țară. De ce ți-a fost cel mai mult dor când erai în Italia, dor din Republica Moldova? Îmi lipsea comunitarismul de aici.
Adică îmi lipseau sărbătorile este, îmi lipseau întâlnirile este cu 30 de persoane la o masă, 50 de persoane. Ideea, de exemplu, că trăiești într-un loc și toți te cunosc. Tu mergi pe drum, toți zic, de-a locui ești. În Italia nimeni nu mă întreabă de-a locui sunt. Adică îmi plac lucrurile astea, îmi place, nu știu, comunitatea de aici, familismul de aici. Aici e o țară mult mai bună ca să faci copii decât Italia. E o țară mult mai calmă, mult mai pacifică. Văd, de exemplu, nu știu, familiile se plimbă prin parc, chiar și bătrânei stau în parc, vorbesc între dânsi. E ceva foarte liniștit. În Italia nu e liniște asta? Italia e gălăgie. Și chiar dacă e o țară frumoasă, lumea e mai stresată. Zâmbește mai mult, e mai stresată. Adică dacă trebuie să aleg unde poți să fac niște copii, mai bine Moldova. Moldova e mai bine ca toate țările din Europa pentru mine. Dar ce te-a șocat cel mai mult în Moldova? Să mă șocheze, adică în afară de frigul de anul ăsta. Schimbarea. Nu mă așteptam la așa schimbări. Mă așteptam o Moldovă cu o modă occidentală, cu mâncare occidentală, cu tot occidental, dar tot aceeași Moldova. Dar am descoperit altă țară. Adică, din punct de vedere chiar cultural, s-a schimbat foarte mult Moldova. Eu, de fapt, acum mă reintegrez în această țară. Adică învăț, nu știu, anumite lucruri, anumite locuri, anumite moduri de a vorbi, care eu câteodată când vorbesc așa mai liber cu prieteni la o masă, am niște moduri de a vorbi ca în anii 90. Dar lumea deja nu le mai de are. Exemplu. De exemplu? Nu vine acum, adică glumind, adică măi băiete, măi, ceva de genul, adică îmi vine așa, de, nu știu, instinctiv, de pânce. Dar lumea acum, nu știu, sau poate un pic și se rușinează. Lucrul ăsta pentru mine e dureros. Adică lumea, moldovenii un pic se rușinează de ceea ce sunt. Adică cine vine de la țară se face că e orășan. Cine e orășan se face că e străin, nu știu, noi suntem deja americani, italieni, germani, noi vorbim cu accent străin, noi, nu știu, moldovenii nu știu de ce, nu vor pur și simplu zic că noi suntem moldoveni, suntem de aici, mâncăm moldovenește și suntem asta. Suntem orgolioși de asta, suntem mândri de asta. Eu sunt mândru de asta. Dar ai avut vreodată gândul în astea 4 luni de când ești aici că ai vrea să pleci înapoi în Italia? Niciodată. Am avut gândul, vreau să poate să fac bătaie cu cineva. De ce? Nu sens că câteodată poate te cerți, adică nu știi nimic, nu te înțelegi sau poate lumea ți-a spus de urâte, de exemplu, nu? Așa, ceva de genul, da. Dar să mă întorc, nu. Nu, pentru mine e o decizie, adică e așa. Dar cum este mâncarea moldovenească? Cât de greu? Pentru că în Italia totuși este multă mâncare, foarte bună, tradiția asta culinară. Tu ai plecat de la 9 ani, probabil anumite chestii le-ai uitat. În ce măsură voi găteați mâncare moldovenească la voi acasă și dacă ți-e complicat să te adaptezi? Nu, în cazul meu foarte puțin, pentru că jumate-jumate. Mama ta de una a gătit așa jumate pasta și tiramisu, jumate, nu știu, mâncare moldovenească, toate. N-am avut așa mare diferență și îmi place foarte mult. Dar dacă se compare bucătăria moldovenească cu cea italiană, care sunt principalele diferențe? E o mâncare mai mult rece, cea moldovenească. Adică mâncarea moldovenească e bună chiar la sărbători pentru că o pui pe masă și poți să mănânci peste 10 minute și peste 20. În Italia e mâncarea toată caldă, se mănâncă acum. Acum o faci pasta, macaroanele și acum le mănânci. Pizza, acum o faci, acum trebuie să mănânci tot mai repede. Asta e din punct de vedere gastronomic. Dar e mai greu, ai mâncarea noastră? Nu. Noi parcă am impresia mult carne, unsuros parcă, nu? Nu e mâncarea greoaie. Persoanele mănâncă de tot. Adică nu sunt obligate, dar când se pun la masă mănâncă de tot. Adică eu mănânc foarte un puțin de ce, puțin de ce și stau foarte bine. Da, vezi că la noi asta cultural se transmite din generație în generație. Da. Mi-am amintesc când eram mic, voiam de toate, că nu aveam atât de multe și la sărbători îți părea că vrei să guști și da. Erai plin. Da. Și asta cumva merge și la maturitate. Nu, dar iată, în Italia există cultura asta a alimentației sănătoase, salată neapărat, frunze de salată acolo, o mâncare de bază, după aia neapărat o să fie și un desert și o cafeluță. La există noi o regulă care ne zic de când suntem mici în Italia. Când te scoli de la masă, trebuie să ai încă un puțin foame. Adică niciodată nu trebuie să mănânci până când dispare foamea. Trebuie să-ți rămână un pic de foame. Asta e regulă. De tata italienii sunt slabi. Ok, îți conduc după principiul ăsta. Vreau să vorbim un pic despre câteva subiecte legate de domeniul tău de activitate și în special filosofie. Vreau să văd cum percepi tu lucrurile în
în funcție de studiile tale, da? Uh-huh. Și cum vezi tu identitatea moldovenilor? Noi avem identitate sau avem o mare problemă cu asta? Moldovenii au o identitate, dar nu știu că o au. Adică, din păcate, în această țară nu este niciodată un sens de continuitate. Eu, de exemplu, mă duc la țară și întreb rudele, dar cine era străbunelul meu? Cum se numea? Dar străbunelul, dar bunelul și mai departe. Dar moldovenii n-au acest sens și lipsa acestui sens îi rupe identitatea. Chiar și popoarele vecine la noi, dacă ne uităm la România sau dacă ne uităm la Ucraina sau la Rusia, iau o idee istorică foarte, foarte lungă. În România se pornește istoria din anul 1850, toți o știu, dar și prima. Ucrainenii acum sunt în război, dar o cunosc și mai departe. Și rușii au 1000 de ani de istorie și o cunosc foarte bine. Dacă întrebi moldovenii, pur și simplu, nu știu, cum se numește primul președinte Republicii Moldova de când a existat, sau pur și simplu ceva, când a fost în război. Puțin o să răspundă. Și lipsa asta nu este ceva de cultural, nu este ceva de învățat. Îți dă un sens de unde ești tu în lume. Tu te localizezi pe tine. Zici, eu trăiesc aici, aparțin la acest oraș, la această țară și ca unde mă duc. Dar dacă nu știi de unde vii, unde te duci, ești pierdut. Și țara noastră, dacă nu știe de unde vine, se pierde prin Europa, prin America, peste tot. Ne pierdem chiar ca diasporă. Dar cum explici tu inclusiv individualismul ăsta al moldovenilor? De ce toți vor neapărat de sine stătător să facă ceva și nu împreună cu un grup? Eu cred că a fost criza sfârșirii comunismului. Este un discurs prea lung, nu putem acum să analizăm cum trăiau moldovenii prima de comunism, în comunism și așa mai departe. Dar după ce s-a terminat comunismul, eu cred că anii 90 a fost așa de grei, așa de traumatici, că au schimbat aproape natura moldoveanului. Adică persoanele așa de mult s-au simțit umilite, suferite, foame, războiul din Transnistria și așa mai departe, că nimeni nu mai are încredere de vecin. Pe urmă, în anii 2000 deja a început un pic lucrurile să pună mai bine, dar în perioada aceea au început 1 milion de moldoveni să plece în străinătate. Așa că persoana avea un prieten, un vecin de casă și vecinul s-a pornit, ruda s-a dus, mama a plecat, tata a plecat. Și toate aceste despărțiri au creat în noi un fel de închidere. Adică moldovenii, dacă ne uităm bine, mergem pe drum și ne uităm la dânsii, eu am senzația că multe persoane au multe lucruri de zis. Au multe suferințe, dar le tac, le țin înăuntru și ne afecționează în acest mod. Ne afecționează cu suspectul de celălalt, ura vecinului, invidia și mai departe. Dar eu văd asta, nu că, ea ca moldovenii sunt așa, eu nu văd așa ceva. Eu văd Moldova cu o istorie foarte interesantă. Totuși am fost adeauna o țară foarte mică, dar o țară de 700 de ani. O țară care în Italia este prezentă în cărțile de istorie pentru că moldovenii, de exemplu, s-au luptat cu Imperiul Otoman. Moldovenii s-au luptat poate cu Polonia și așa mai departe. Adică o țărișoară mică, dar interesantă. Dar noi nu cunoaștem istoria asta. Și în păcat că nu o cunoaștem, adică ar trebui să o promovăm. Tu ai zis despre invidia asta, care unii consideră că e specifică doar moldovenilor sau spațiului ăsta românesc. Tu poți compari și cu societatea italiană. Există acolo atât de multă invidie și răutate între italieni? Există, dar nu se arată așa de mult. Adică în Italia există acest sens că dacă o persoană nu-ți place sau dacă chiar ești invidios, totuși în public trebuie să trăim după anumite reguli. Adică trebuie totuși să zâmbim, să ne dăm bună ziua și până dacă persoana aceea nu ne place, nu ne uităm la ea. Dar în Moldova chiar se o zic. Adică chiar se uită la tine și te tratează poate rău pentru că nu-i place sau ceva de genul. Adică, sau simți invidia asta? Da. Adică Moldova... E mai pronunțată invidia și răutatea aici. Deci, dar de ce oamenii consideră că neapărat trebuie să arate asta prin atitudinea lor? De ce la noi nu există bunul ăsta simț al comportamentului în public, da? Ca să ai cel puțin vizual respectul ăsta. Da. Eu cred că este din motive istorice și psihologice aproape. Adică moldovenii, din păcate, văd... De exemplu, aud această propoziție multe ori, i-am zis-o în față. Și sunt mândri. Da, eu văd ca un fel de popoarele care multe ori s-au simțit umilite, văd asta ca unicul mod de a ieși din umilire. Adică eu mă simt poate, nu știu, în istorie umilit, noi în străinătate am fost umiliți, la lucru umiliți și asta e unicul nostru mod de a
ne reface. Eu cred că asta e motivul. Cum ți se par moldovenii? Materialiști sau nu? Moldovenii ca popor, nu. Moldovenii în ultimii ani sau, de exemplu, cum văd acum tinerii și mai multe persoane în general, da, au devenit foarte materialiști. Cum, iată, ai observat asta? Păi, dacă, de exemplu, am descoperit, de exemplu, nu știam așa ceva, dar am descoperit, de exemplu, că chiar și aceleași rude, adică rude care sunt între ele, fac o nuntă și invită la nuntă persoanele care trăiesc pe același nivel social, de exemplu. De exemplu, acela se îmbracă bine, are mașină, acela vine cu mătru din Italia sau trăiește bine, acela a invitat-o de la sigur. Dar poate ruda care trăiește poate în sat, săracă și mai departe, o să ne ducem la dânsul, la dânsa, dar nu o invităm. Adică se gândesc că o spună pe masă, un cadou mai bun sau mai bine, mai bine să-l ai între cu mătri, între ele, acela care trăiește bine. Dar acela care poate o persoană bună ca celălalt, adică îți vrea bine, e sângele tău și mai departe, îl țin departe din motive economice. În Italia e tot așa? Imposibil așa ceva în Italia. În Italia sângele vine deasupra la orice. Dacă ești sângele meu, adică poți dormi pe drumuri, dar ești același sânge. Și cum au devenit moldovenii materialiști în ultima perioadă? Cum explici asta? Lipsa de identitate, care nu avem foarte clară identitatea noastră, lipsa de sens religios, lipsa chiar de sens de noi. Dacă o persoană nu are un sens de familie, nu are un sens de religie, nu are un sens de patrie, ce rămâne în viață? Să ai iPhone frumos, să ai mașină frumoasă și fată frumoasă și restaurante. Asta e visul. Dar dacă ai o credință, dacă ai niște ideologii, dacă ai niște valori, nu trăiești pentru materialism. Trăiești pentru ceva în plus, pentru niște obiective de principiu, pentru niște valori. Dar pentru tine cât de mult contează banii? Important ca să știu că dacă am nevoie din punct de vedere, nu știu, medical sau dacă vreau să-mi iau o cafea în centrul orașului, pot să-mi permit. Dar dacă știu că am o casă, dacă trăiesc bine, adică dacă nu sunt la stare, că trebuie să stau de una cu stresul de mâine, astea sunt banii care mi sunt destul. Îmi place cum explici tu și cum vezi lucrurile. În Italia, italienii se bucură pentru succesul celorlalți? Dacă e de-a nostru, da. Dacă nu, nu. Dacă e italian? Nu, dacă e din familie, dacă e și mai departe. Se bucură pentru succesul celor din familie? Da. În Moldova, tu cum crezi? Moldovenii se bucură pentru succesul celor din familie? Majoritatea nu. Nu, văd nu. Și chiar îmi zic mulți moldoveni care sunt întorși din străinătate, acum se întorc și vorbesc cu mine și îmi zic că, nu știu, ai senzația că se uită la tine ca la un străin, chiar dacă locuiești în Moldova, dacă ai făcut un succes, din păcate. Asta, da. Și de multe ori te judecă. De multe ori, neapărat dacă cineva are succes, a furat. Dacă are succes, a avut noroc. Dacă are succes, înseamnă că ceva s-au aranjat stelele într-un anumit fel. Nu că a muncit. Da. Iată, nimeni nu apreciază meritele, dar judecă, dar critică. Asta de unde se trage? Tot asta se trage deja de la Imperiul, de la dominația otomană turcească. Pentru că noi am avut adeauna, în acest spațiu, am avut adeauna această problemă. A existat adeauna o elită care nu era de-a noastră. Și această elită era străină. Și aceia care printre noi se urcau sus, erau ca și cum ridicați. Ridicați ori în Imperiul Otoman, ori toate dominațiile care am avut pe urmă. Și la noi succesul era totdeauna un noroc. Și ceea ce rămânea de puțin era împărțit la noi între toți. Adică noi totdeauna avem senzația asta că dacă ne urcăm sus este mai mult un incident. Dar și susul nu este de-a nostru. În Moldova clasa dirigentă nu este percepută ca a noastră. Și invers, și clasa dirigentă nu se vede că clasa, noi suntem clasa dirigentă, burghezie, de exemplu, moldovenească, trebuie să ne luptăm pentru Moldova, pentru binele oamenilor și mai departe. Dar asta e lumea, noi trăim aici și ne ducem în vacanță în alte țări, cine știe unde trăim mâine și noi suntem străini. În Moldova lipsește un fel de, un lanț, nu știu cum să zic, între oamenii care trăiesc cel mai rău și cei care trăiesc cel mai bine. Să știm că toți avem interese diferite, suntem familii diferite, persoane diferite, dar interesul comun este unic. Unicul interes trebuie să fie Moldova. Asta lipsește. Și de la asta vin toate problemele noastre. Cum să fii fericit într-o țară unde sunt mulți oameni triști?
Să începi să alegi oamenii buni, un anturaj corect. Anturajul corect îți schimbă perspectiva. Noi suntem media celor 5 oameni care ne înconjoară? Da. Noi suntem 100%. Pentru că dacă ești conjurat de oameni fericiți, de oameni care te încarcă de energie pozitivă și mai departe, tu o să te trezești în Moldova și o să crezi că ești în Hollywood. Dar dacă îi trăiești în Hollywood și ești înconjurat de oameni răi, o să fii, nu știu, un iad. Este foarte important să ne selecționăm între noi. Asta, da. Tu cum îți păstrezi gândirea pozitivă aici? Bun, acum plouă afară și e cam trist, dar tu cum reușești să rămâi optimist? Nu, e o realitate în viața privată, acasă, multe ori mă enervez, am momente, mă sună mama la telefon și mă întreabă și urlu o oră întreagă la telefon, uite, am fost acolo, m-au tratat așa, s-a întâmplat asta, la magazin, nu știam ce să zic. Se întâmplă așa ceva. Dar mă simt un luptător, mă simt un naționalist, am fost crescut așa eu. Eu am fost crescut cu ideea că noi suntem moldoveni și moldovenii sunt cei mai tari din toți. Noi am supraviețuit la orice. Am supraviețuit la anii 90, la războaie, la dominații străine și mai departe. Dar noi totdeauna am ieșit afară. Adică poporul ăsta nu știe care e elementul ăsta. Dar noi suntem rezistenți. Avem rezistență care nimeni nu are așa rezistență. Și dacă au fost momente, acum e greu, au fost momente și mai grele. Și pentru mine acum e greu, dar au fost momente și mai grele și o să le depășim pe toate. Eu tare mult sper ca optimismul ăsta tău să-l preia și cei care privesc interviul. Care sunt obiectivele tale, pe termen scurt și lung, aici în Republica Moldova? Să caut o soție. Asta e și pe scurt și pe lung. Să fac câțiva copii. Da, anul viitor. Îți dorești mulți copii? Da, 3 sau 5. Da. Anul ăsta, nu, peste 11 luni fac 30 de ani, așa că încerc să mă gândesc la asta. Să lucrez, să fiu foarte activ, vreau să fiu foarte activ în societate, nu știu, fac voluntariat, să ajut bătrânii, copiii, ce pot să fac, asta vine deja și la mama. Asta. Deci noi putem spune așa, Dima Țurcan, da, a revenit din Italia, după 20 de ani locuiți acolo, ca să-și găsească o soție moldoveancă, să facă copii moldoveni și să trăiască o viață în Republica Moldova. Da. Wow! O cauză atât de nobilă. Eu sunt sigur că tu o să îți atingi aceste obiective, poate chiar și după interviul ăsta. O să te invite la nuntă. Vreau să... vin. Până atunci o fac eu. Da. Deja o planific. Dar... ce mesaj ai pentru moldovenii care sunt în străinătate și care, la fel ca și tine, își doresc să revină în Republica Moldova, dar le este frică să lase totul acolo și să înceapă totul de la zero aici acasă? Trebuie să fii foarte realist. Pentru mulți moldoveni nu poate să existe reîntoarcere. Îmi dau seama că mulți deja au copii acolo care s-au surat cu italieni, nici nu vor să întoarcă. Mulți au deja o viață acolo 30 de ani. Dar există mulți moldoveni care au această posibilitate să întoarcă, chiar și economică, chiar și de lucru, chiar și vor. Și trebuie să fim sinceri, e foarte, foarte greu. La început e foarte, foarte greu. Trebuie o readaptare, trebuie să cunoaștem din nou țara asta, dar se poate. Eu cred că se poate. Eu văd că eu pot. Și, ok, prima lună o să fie greu, o să plângeți, o să fie greu, dar se poate. Pentru că asta e țara noastră. Asta nu trebuie să fie un obiectiv. Eu totdeauna mă gândesc la lucrul ăsta și de asta chiar m-am întors. Pe această țară, în această țară, în acest teritoriu, s-au născut părinții noștri, bunii noștri, străbunii noștri și mai departe. Adică vrem să fim noi care să o rupem lanțul ăsta. Nu vrem și noi ca copiii noștri, nepoții noștri să fie pe acest pământ, aceste tradiții, aceste valori, această mâncare. Adică totul o să o dispară, totul o să sfârșească, totul o să moară, adică țara asta o să o dispară așa în nimic, pentru ce? Înțeleg, în anii 90 era foame și eu am trăit perioada aceea. Dar acum nu mai este foame. Acum sunt leafa în Chișinău, poate să ajungă egală ca în Italia. Se poate. Trebuie să ne reîntoarcem, trebuie să credem în Moldova. Aici o să fie multe comentarii, eu îți garantez că ne privesc mulți din diasporă, dar ce ai de spus celor care spun că, ok, Dima, am venit în Republica Moldova, aveam, la fel ca și tine, așteptări. Am stat aici jumătate de an, un an, și am înțeles că există corupții, drumuri proaste, oameni care vorbesc urât și m-am dezamăgit. Și mă gândesc ce să fac acum, rămân aici sau merg în străinătate. Tu ce le-ai spune acelor oameni?
Eu aș zice că dacă vor poți să mă sune și să ieșim împreună, eu zâmbesc foarte mult. Sincer, nu glumesc, adică eu cred că cine se întoarce trebuie să fie unit cu cine se întoarce, să ne ajutăm. Îți dă un sfat, de exemplu, uite-te, nu știi unde se cumpere lucrurile acelea, îți zic eu și pentru mine la început a fost greu. Haideți să fim mai practici. Adică cine se întoarce în sens că ia biletul de avion, vine aici și gata, sunt în Moldova? Nu, asta așa nu. Trebuie de reîntors, adică trebuie să vă așezați la masă, să luați o foiță și ziceți, ok, dacă mă întorc, unde o să locuiesc, ce o să fac, cât costă apa Moldova, cât costă orice lucru, adică trebuie să fie organizat și trebuie măcar un an de organizare. Dar dacă există un an de organizare, îmi dau seama că există toate aceste lucruri, dar de ce nu povestim a doua parte a storiei? În Moldova sunt și persoane foarte, foarte bune, sunt și persoane foarte cum se cade. Există familie care te invită la orice sărbătoare, există, nu știu, peste tot sunt familie, sunt copii, totuși iarna e lungă, dar vara e foarte frumoasă, se mănâncă bine, sunt pământuri care aproape se cadonează, puteți vă cumpărați o dace într-un satuc cu 5.000 de euro, acum vi-o dau aproape gratis. Noi nu povestim niciodată a doua parte a medaliei. Partea frumoasă a Moldovei. Uite câte fete frumoase. Uite câte persoane frumoase și uite câte activitate. În Chișinău acum se construiește tot, lumea se mișcă, lumea, nu știu, e o viață aici. În Italia totul e ca și cum bătrânesc, totul e oprit. Eu sincer cred, cum zicea marele scriitor, că frumusețea va salva lumea. Și dacă alegem să vedem partea asta, hai să vedem bucățica asta, partea frumoasă, partea bună, partea a valorilor, o să trăim bine. Și chiar dacă persoanele este la început, o să vadă probleme, dacă se întorc și se organizează, se poate. Eu sunt de acord cu tine. Eu cred că Republica Moldova are mare perspectivă și eu cred că Republica Moldova este pregătită, nu până la capăt, dar pregătită într-o oarecare măsură să primească moldovenii care au plecat cândva. Că nu o să vină totul odată, o să vină pe rând și o să pregătească programe și ei o să investească, o să facă business aici. Sunt oportunități, sunt salarii bune, chiar mai bune decât în Italia. Și nu trebuie să muncești atât de mult ca și acolo, pentru că se dezvoltă foarte mult domeniul IT și Republica Moldova devine extrem de atractivă. Și plus, internetul online îți oferă multe posibilități. Da. Și eu aș vrea ca ei noștri să revină acasă, cei care mai au capacitate de muncă, cei care n-au capacitate de muncă, să-și petreacă pensia aici, pentru că au muncit mult și au contribuit la dezvoltarea acestui stat. Și tu ai un optimism incurabil. Ca să fii și mai util discuția noastră, care este etalonul tău de femeie? Ce moldoveancă ți-ai dorit de soție? Tradiționalist. Adică o femeie care să fie dulce, să vrei câțiva copii, religioasă. N-ai mari cerințe. Nu, asta sunt mari cerințe. Adică, sunt mari cerințe ziua de azi. Să fiți pe aceeași lungime de undă, da? Cu dragostea asta față de Republica cine, Moldova. Da, cine are aceleași valori se împacă, se regăsește și se împacă când sunt probleme. Hai să facem o mică anchetă. Contează pentru tine vârsta ei? Nu. Femeie faină să fie. Da. Așa, contează dacă este de la oraș sau din sat? Nu, dar la sat preferabil. Dar tu unde ți-ai dori să locuiești? În oraș sau în sat? Acum locuiesc în Chișinău, dar în viitor, dacă aș avea copii, m-aș duce la sat. Și aș lucra în Chișinău, adică eu sunt aici aproape. Așa, contează cât de înaltă este, contează câte kilograme are? Dar în realitate îmi plac fetele un pic mai bolfoase, așa, mai... nu prea slabe. Oh! Și... neapărat vrea să locuiască în Republica Moldova. Eu de aici nu mă duc. Nu, jur, asta și 3-5 copii să vrea. 3-5 copii. Ne-am înțeles. Deci gata, avem și anchetă. Care sunt șansele că peste ceva timp vei reveni totuși în Italia? Zero. În vacanță, da, dar rest nu. Unde te simți acasă? Aici. Ce înseamnă pentru tine acasă? Când te simți că aparții în locul acela. Aparții la acel loc. Ce îți lipsește cel mai mult în Moldova? Adică ce îmi lipsește aici, că poate aveam acolo? Poate avea în Italia. Tiramisu. Noi avem tiramisu foarte bun, nu? Încă acolo. A, deci acolo există o tradiție de ani. Poate mai face mama mai bun, poate.
Ce înseamnă pentru tine să fii patriot? Să știi că faci parte de o istorie și să rămâi pe istoria aceea și să transmiți istoria aceea la generația viitoare. Tu ești patriot? Da. Eu cred că toți s-au convins deja de asta. Care este cel mai mare regret al tău? În viață? În viață, da. Poate trebuia să fac mai mult sport când eram mai tânăr. Să am pătrățelele acum. Bun, eu am făcut sport la un moment dat destul de mult și tot pătrățelele n-am avut, așa că cred că nu tuturor le-ai dat. De ce ți este frică cel mai mult? Să pierzi ce te ține. Pentru mine, adică familia, patria, religia. Ce înseamnă pentru tine limba română? Limba care vorbim acum noi. Eu n-am așa, spun sincer, așa, știi, eu gândesc și în altă limbă, și limba italiană, așa că n-am totdeauna un gând de la limba asta. Eu am mai mult un atașament la locul ăsta. M-am născut într-un sat de aici, în țara asta și mai departe, eu sunt atașat la teritoriul ăsta. Ce înseamnă pentru tine Phoi? Suntem acolo de 300 de ani, așa că înseamnă mult. Tradiția. Ce înseamnă pentru tine mama? Ca orice jumătate italiană zice tot. Da, și mai ales că ea ți-a transmis. Cum zic napoletan în Italia, este un scriitor napoletan, zice chi tiene mamma è ricca non lo sa. Cine are mamă e bogat, dar nu știe. Frumos. Da. Și Dima, ce contează cu adevărat în viață? Să-ți păstrezi unicitatea. Unicitatea în sens ca să nu te pierzi. Să știi ceea ce vrei și să rămâi pe calea aceea.